Bună. Mă numesc Stevie, aș vrea să fac, nu știu, public ce s-a întâmplat cu mine, pentru că este ireal, este incredibil. Este o poveste de groază la propriu, care nu credeam că e posibil să se întâmple cuiva, nu credeam că se poate ajunge așa de departe și poți să ajungi atât de jos. Pentru cei care mă cunosc și pentru cei care nu mă cunosc, vă rog să vă uitați până la capăt, pentru că ce am să povestesc aici e desprins dintr-un film horror, pur și simplu. Nu știu cât timp mai am, aș vrea să, încă mai am putere să vorbesc și aș vrea să simt că trebuie să fac asta, simt că sunt obligat să fac asta, sunt foarte mulți care suferă cu mizeria asta de boală și ajung legume, nimeni nu știe ce să facă, cum să ne ajute. Da, vă rog să vă uitați până la capăt, pentru că sunt multe de învățat și să apreciați viața mai bine. Cel puțin asta sper. Deci problema mea, boala mea, ca să zic așa, este boala Lyme, sindrom oboseală cronică și intoleranță totală la alimente și chimicale și intoleranță la glucoză. Nu pare ceva grav la prima auzire, adică zice, ok, ai... O să ceea ce îndur în fiecare zi este inuman și nimeni nu trebuie să sufere așa, nimeni, nicio creatură, nicio ceva de nedescris. Acum e 2017, cred că e, eu nu știu ce zi e, nu mai știu pe ce planetă trăiesc. Și problemele au, am avut, nu știu cum să încep, îmi cer scuze, sunt foarte, foarte confuz și foarte zăpucit de cap, dacă sar de una la alta, îmi cer scuze, încerca să fiți lângă mine până la capăt. Când am avut, acum am 30, cred, 37 de ani, nu mai știu ce vârstă am. Incredibil. Deci, de la 19 ani am avut o problemă metabolică, am început să rețin foarte multă apă și mă îngrășam foarte repede și oboseam foarte repede, după ce mâncam era somn. N-am aflat niciodată de la ce, am bănuit doar că ar fi o rezistență la insulină, nu a fost dovezi, nu a fost, în fine, am trecut peste, am trăit așa, până la 30, 34 de ani, 2014, până la 34 de ani am reușit să construiesc o familie lângă o soție minunată, Melinda, am o fetiță minunată, Izabela. Am pus pe picioare o afacere incredibilă. Deci la 34 de ani eram un om împlinit, aveam foarte mulți bani, aveam tot ce și-ar fi putut dori un om, un bărbat la vârsta aia. Și m-a pus dracu colegul meu, că nu pot să zic altfel, colegul meu cu care lucram atunci. Era pe o dietă, zicea 80-10-10 diet, o dietă, 80% fructe, 10% nuci și 10% Doamne, că nu mai pot să gândesc legume. Am început cam prin toamna lui 2013, cred. În primele 4 luni m-am simțit extraordinar. Adică, în sfârșit am găsit și eu ceva care mă simt bine după ce mănânc. Nu mai eram obosit. Retenția de apă era la fel, dar nu, și de grăsime era la fel, dar nu mai eram obosit, ceea ce pentru mine era incredibil. Pe la fiecare masă, pe mine, pe fiecare dată când mâncam înainte, era un somn incredibil și o oboseală de nedescris. Când am început să mănânc fructele, claritatea mentală era extraordinară. Eu eram inginer IT, eram web developer, mintea mea era foarte, foarte ascuțită și eram un tip foarte inteligent.
și da, am mâncat cam 4 luni de zile în banane, fructele de sezon care erau, m-am simțit extraordinar, cum am zis, ca și cum aș fi găsit secretul tinereții veșnice. După 4 luni, cam 4 luni, ce am observat prima dată că nu e în regulă, când intram în Kaufland și mergeam să fac cumpărături, eram foarte amețit, deci când intram în spații închise, eram parcă eram beat, nu știu, parcă aș fi băut ceva, nu știu cum să descriu. Normal că n-am dat atenție, pentru că am dat specific toată viața, am fost sportiv, mergeam la sală de 4-5 ori pe săptămână și făceam antrenamente, nu mă jucam, făceam câte 2 ore, plecam de acolo, de bă mai țineam picioare. Și nu mai m-aș fi gândit niciodată că la vârsta aia te poți îmbolnăvi, mai ales fiind pe o dietă care este considerată atât de sănătoasă. Dieta asta vindecă oameni de cancer și de... Am mai trecut, nu mai știu exact, v-am zis, sunt foarte, foarte confuz și cu cât încerc să vorbesc mai mult, cu atât mă zăpăcesc mai tare de cap și... Dar, dau toată silința și... Da, după vreo cam 4-5 luni cu perioadele astea de zăpăceală când intram în spații închise, după care au apărut alte probleme, am început să fac hipoglicemii, nu știam ce sunt alea hipoglicemii, nu știam că organismul nostru funcționează cu glucoză. Probabil că mulți dintre voi, nici voi nu știți că noi funcționăm cu glucoză, energia se produce la nivel celular. Celulele noastre, mă zic pe băbește, mănâncă glucoză și creează energia în corpul nostru cu molecula ATP care te face să sari în sus, să vorbești, să zâmbești, să fii om normal, să fii... Da, și eram la sală, făceam, aveam energie, începeam să fac antrenament, aveam energie extraordinară, după care dintr-o dată mă moleșeam, de-abia începeam să tremur, începeam să transpir. Nu mi-am dat seama ce e, acum știu că era hipoglicemie, de fapt. Și din nou am întins-o așa încă vreo 2-3 luni, nu i-am dat atenție din nou, am zis, nu m-am gândit, nici o secundă nu m-am gândit că m-aș putea îmbolnăvi, având în vedere că făceam sport zi de zi. Și încă o dată zic, făceam sport, deci stăteam 2 ore în sală, alergam câte 4-5 km, împingeam în fiare. Făceam sport, deci făceam sport serios, serios. După perioada asta, au urmat vreo 2 luni de niște chestii ciudate, am început să urinez foarte mult. Noaptea mă trezeam de 2-3 ori să merg la baie, câteodată cu vezica plină, câteodată... Doar simțeam nevoia să urineze și au dat câțiva strop. Și am început să transpir teribil, deci transpiram și înainte de asta transpiram mult, dar acum episoadele de transpirație erau atât de intense încât nici măcar nu puteam să, când terminam antrenamentele la sală, transpiram câte o oră în continuu. Nici nu știam ce să fac. Se uita lumea la mine, practic pe stradă, eram learcă, eram ud tot timpul după. Da, și înainte să înceapă cu problema cu adevărat, am observat că am dureri de cap îngrozitoare și nu mai puteam concentra. Durerile erau undeva aici, undeva sus, înăuntru. La lucru nu mai puteam să gândesc, trebuia să iau pauză. La fiecare 40-45 de minute trebuia să iau câte o pauză. Și din nou am continuat așa, încă zâmbeam, eram fericit, chiar dacă mă simțeam rău, pentru că... Din natura mea sunt un tip foarte sensibil și văd foarte multe lucruri care n-ar fi trebuit să le văd și simt lumea foarte intens. Dar în același timp eram și puternic, puteam să mă ridic și să merg înainte. În fine, și după aproximativ, v-am zis, cam un an de zile a durat chestia asta cu dieta, cu pe fructe, iar la final început să am probleme astea, amețeala, hipoglicemii, urinat, am început să, neapărat că nu aveam energie, puteam să fac antrenamente, puteam să merg la sală, puteam să vorbesc cu lumea, dar eram
Parcă eram devitalizat, mă simțeam așa parcă, nu știu cum să zic, starea, ca și cum n-ai mâncat destul, starea aia că n-ai energie, că trebuie mâncare, cu toate că eram plin de fructe și de legume, știi? Iar apoi în 2014, cred că octombrie, a început cu adevărat coșmarul. De atunci viața mea s-a transformat într-un coșmar și personal cred că nu mai am mult timp de trăit. Mă, Dumnezeu știe, dar vă las pe voi să trageți concluzia la final. Trebuia să merg la lucru, Mihai, partenerul meu, nu era acolo, știu că m-am dus singur în dimineață, era plecat, nu știu unde. Și ca de obicei mi-a făcut un smoothie de banane cu fructe de pădure. Când, după ce am mâncat, erau să mănâncă multe, de dieta asta, să mănânci multe calorii ca să te saturi. Deci la vreo 10 banane și vreo 300 de grame de fructe de pădure. După ce am terminat de mâncat, de băut, practic, smoothie-ul ăsta, pur și simplu am crezut că mor. Deci am amețit atât de tare și am obosit atât de tare, de m-am târâit pe patru labe, m-am târâit la baie ca să pot să fac pipi și am stat la că am stat pe WC atunci o oră, nu puteam, cum mă ridicam, cum venea să urinez, cum mă ridicam, cum venea să urinez. În momentul ăla am intrat în panică, am zis clar ceva nu-i regulă. Știu că citisem nu cu mult înainte de diabet și practic se cam legau toate, hipoglicemii, lipsă de energie, urinat, amețeala asta. Eram convins, mai ales că mâncasem atâta zahăr, eram convins că am făcut diabet știind că înainte de asta am avut și problema asta metabolică, ce-o fi fost, nu știu, ce e în continuare. Normal, când pățești așa în afară, eram la fel, deci nu se vedea nimic diferit. Arătam ca înainte, era un bărbat masiv de 90 ceva de kilograme. Arătam foarte bine, n-ai fi zis că am probleme, să fiu bolnav, să fiu... Și normal, după aceea următoarele mese, eu fiind de tot timp pe dieta asta, n-am mai știut ce să mănânc, cum să mănânc. Pentru mine carnea devenise o travă, așa te spală pe creier dietele astea, carnea e o travă și, mă rog, n-am mai știut cum să revin, ce să fac și am continuat cu fructe și am început să caut pe doctor și așa s-a nimerit. Că așa e când ești bolnav, nu găsești niciun doctor să te vadă, toți erau prin vacanțe, era septembrie, era. Și primul medic care l-am văzut, eram practic distrus, eram atât de obosit și de fiecare dată când mâncam, eram, bai, Doamne, mă îmbătam, pur și simplu mă îmbătam. Cel mai bine cum pot să descriu senzația asta e ca și când bei niște alcool pe stomacul gol, cam așa se simțea. Mă intoxicam la propriu și carbohidrații aveau și au în continuare cea mai mare efect asupra mea. În loc să primesc energie de la ei, mă intoxic, ca și mă otrăvesc practic cu carbohidrat și cam tot e carbohidrat. Cartofi, pâine, cartofi, gâne, fructe, de ce nu e carbohidrat care se descompună foarte repede, e carnea și câteva legume, rest tot e carbohidrat. Ce să mai mănânci? Dintr-o dată m-am transformat în altcineva, pentru cei poate vi se pare ciudat, dar credeți-mă că după experiența asta, cred că dacă va fi o foamete pe lumea asta, ne mâncăm între noi la propriu. Deci nu cred că e să-ți fie foame, cu adevărat foame, nu foame că te râcă stomacul, să-ți fie foame celulele tale să nu mai aibă ce le trebuie să funcționeze, deci te transformi într-o fiară, nu mai poate să vorbească nimeni cu tine, nu mai faci o depresie îngrozitoare pentru că ești nu mai ai ce-ți trebuie, e foarte greu de explicat. Da, și primul doctor care l-am văzut umblam cu sticla de apă după mine, trebuia să beau apă în continuu, mă opream la toate gardurile să mă piși din jumătate în jumătate de oră. A fost un internist, i-am zis despre ce e vorba, s-a uitat la mine, mi-a făcut un ecograf, totul era ok, mi-a zis că din punctul lui de vedere n-am nimic, n-am nici diabet. N-am mai zis nimic, am plecat de acolo, nu știam ce să urmeze, nu mă așteptam, mă, coșmarul și...
Am mers în continuare, mă, că eram disperat, am început să plâng, soția nu mai recunoștea, deci plângeam în continuu, plângeam, să vezi un om de 90 de kg că plânge în continuu, să dă capul de pereți la propriu, din bărbatul care am fost, să ajung așa, nu mai înțelegi nimic, nici nu vreau să mă gândesc ce a fost în mintea ei, cum a văzut așa. Am uitat numai că am sunat pe sora mea, pentru mine sora mea înseamnă foarte mult și mă așteptam să mă înțeleagă, pentru ea a fost foarte dificil cu 2 luni înainte a plecat de acasă și eram bine și râdeam și cu ziua mea și îmi beau bere și totul era ok și dintr-o dată plângeam la telefon și încercam să explic ceva ce aproape imposibil de explicat. Care încă un medic, una doar inițial vrusese să meargă la noi în oraș, este un medic bun, Hațegan, un medic internist, sperăm că mă poate ajuta și înainte de asta am mers la alt medic în vârstă care a mai avut experiențe cu o dată și mi-a zis să-mi fac un profil glicemic, glucozic, scuze că nu mai... Și am luat acasă, mi-am cumpărat un glucometru și am început să-mi fac teste de glucoză, teste, mă testez după fiecare masă și tot pe fructe eram. Practic mâncam o banană, glicemia era bună, 120 de miligrame pe decilitru, 90 de miligrame pe decilitru, deci nici vorbă de diabet, atunci nu se punea problema de diabet. Am venit, i-am zis, vezi că din punctul lui de vedere totul e ok, nu știe ce se întâmplă cu mine, poate că stresat, poate că s-a obosit, starea mea se agrava, zăpăceala era din ce în ce mai intensă, pe lângă beția asta care o descrimea, doar că simțeai că te amețești, vederea mi se stricase foarte tare, începusem să văd dublu. Apăruseră niște pureci, nu știu cum să zic, o să încerc să pun niște imagini să explic ce vreau să zic. Floaters, să sunt un fel de viermișori care îi vezi când te uiți pe câmp vizual. Și cea mai urâtă dintre toate, retenție pe retină, adică mă uit la un obiect și mă uit în altă parte și încă mai văd obiectul la câteva secunde până dispare. E ca și efectul de plasmă când îl ai pe TV, când îți rămâne imaginea. Dacă e mult timp imagine statică, rămâne acolo pe ecran urma de la imagine, nu știu cum să descriu. Oboseala devenise de nedescris, urinatul era deci era îngrozitor, început să mă usture prostata de la ta urinat. Era tot timpul set, eram slăbit, devenisem palid dintr-o dată, toate că nu se prea observa. Eu observam pentru că era corpul meu, pentru cineva care nu mă cunoștea, nu. Începuse, depresia era incredibilă, tensiunea mi-a scăzut foarte tare, deci eu am avut tot timpul tensiune mare, 13 cu 9, asta a fost tensiunea mea de la 19 ani. Și dintr-o dată tensiunea mea a ajuns la 10 cu 8, am avut și 8 cu 4 de era să mor. Deci pur și simplu corpul meu nu mai era în stare să gestioneze mâncare, nu mai puteam să mă hrănesc, orice puneam în mine mă otrăveam cu mai ales cu glucoză și după aceea cu restul. Aș vrea să specific, am uitat să zic o chestie. În prima zi când am început să mă simt, am făcut și o alergie îngrozitoare, m-a roșit pe tot corpul și a durat vreo 3 zile. Cred că atunci s-a schimbat ceva în corpul meu. Și eram tot roșu și ardeam ca și cum am stat la plajă, așa mă simțeam.
După aceea a urmat Hațegan, până la urmă m-am internat, eram distrus. Mi-aduc aminte și acum dimineața când am mers la spital cu taxiul, nu știu cum am ajuns acolo. M-a internat, i-am explicat ce simt, eram disperat deja, am ajuns și pe la urgență câteva ori înainte de aia. Deci eram disperat, nu mai știam ce să fac, încercam să le explic cât e de rău, cât e de greu. Din păcate ce am înțeles, adică din păcate și într-un fel înțeleg, eu eram convins că am diabet în punctul ăla, încă cred că am diabet, deci eu sunt convins că încă am diabet. Probabil că nu aia e cea mai mare problema mea, dar una, cred că asta declanșa totul. Și normal, când am mers în spital și am zis că am fost pe fructe, prima lor, Hațegan este un medic bun și s-a gândit că ar fi putut să am o deficiență de vitamina B, B1, B6, B12, având în vedere că problemele mai mult ce mai mult plângeam de cap, de creier. Și am făcut perfuzii cu vitamina B12 și antibiotic pentru că deja făcusem o infecție la prostată data urinată. Și antibiotic și cred că am schimbat și dietă, nu mai știu ce mâncam atunci. Mi-au recomandat să mănânc pâine și somon afumat. Imaginați-vă ce șoc pentru organismul meu după un an de mâncat fructe să trec pe carne și pe... Deci a fost oribil și reacțiile au fost... Am stat o săptămână internată, mâine doar m-am simțit oribil. Mă trezeam noaptea să merg la baie, de-abia mergeam, mă loveam de corid, de ușă, de... Nu știam cum mă cheamă, de la amețeală, de la... Și normal că la sfârșit a urmat testul de glucoză și în timpul testului de glucoză am zis că mor, pur și simplu am zis că mor. Deci mi-a făcut testul de glucoză, mi-a luat glucoza la 2 ore și a fost undeva la 170 de miligrame pe decilitru și era clar că ceva nu este în regulă. Era clar că bună ziua n-are voie să fie așa de mare. Acolo am văzut, am avut prima mea, deci vă zic că foarte confuz tot ce zic și foarte încurcat și sper să aibă logică și sens. Acolo am avut prima mea experiență cu un psihiatru pentru că nu mă credea nimeni la punctul ăla cine. Adică te duci și zici că nu mai vezi bine, amețești, mănânci, simți că bei alcool și te îmbeți și plângi ca un disperat și te piși. Cine crede așa ceva? Pe bună dreptate. M-a trimis la un psihiatru, i-am explicat la... Încă nu eram atât de distrus cum în momentul ăla puteam. Eram încă legat de realitate și de normalitate și de... Și am explicat la doctoriță ce s-a întâmplat și prima vizită a zis, nu, nu e depresie, este o problemă, trebuie văzut ce ești. Iar la final, când a venit vorba că mă externează și că mă trimite acasă, când practic n-au ce să-mi facă, am cedat, am zis, domnule, nu se poate, sunt atât de bolnav, toate lucrurile astea vi le zic și nu au nicio soluție pentru mine, nu-i nimic, n-am, cu toate glicemiile astea variază și... legate cumva. În moment, la început puteam să zic valoarea mea, glicemia, în funcție de cât eram de beat de cap. Deci era ceva incredibil. În timpul testului de glucoză, când glicemia mi-a aruncat undeva la 200, eram atât de intoxicat, de vorbeam singur. Normal că nu se vede, că nu ți-a să bube în cap, te arăți la fel, ești la fel, ești... Nu se vede nimic diferit, nu ți-a să ochii din cap, nu leșin, nu, încă ești pe picioarele tale, ești pur și simplu intoxicat, nu mai știi cum te cheamă, nu mai... Da, și acolo s-a pus din nou problema psihiatrului când a auzit doctorul. Ați că n-a zis că eu m-am speriat că am făcut diabet. Eu nu am... Problema mea nu era că puteam să am și boala lupește, vreau că trebuia să am o soluție, că nu mai puteam să mănânc nimic, eram din ce în ce mai rău, nu aveam nicio ieșire, nu aveam nicio soluție. Ce mi s-a spus? Să mergi acasă, mănânc sănătos, fac sport, ceea ce făcusem înainte să mă îmbolnăvesc, adică... Da, și eu, cum eram de felul meu, sunt foarte ambițios, nu se poate, trebuie să găsesc un doctor care să mă ajute și printr-o cunoștință am ajuns la Timișoara, unde a fost ceva de nedescris. Fui la spitalul de urgență, la fel am mers cu un altul meu, a fost la spitalul de urgență clinic în Timișoara, o doctoriță acolo, nu mai știu numele ei. În punctul ăla nu mai știam ce să mănânc, deja mi-era teamă să mănânc, mâncam câte un măr, câte o banană, după aia răbdam foame.
Am ajuns la spital, am povestit despre ce e vorba, m-a internat. Condițiile de acolo sunt de nedescris. Era un salon cu 10 paturi, cu bolnavi foarte, foarte grav. Majoritatea erau cu picioare gangrenate, cu mâini lipsă, cu te miri ce boli. Era un miros și un om sănătos dacă intra acolo, să stea o săptămână cât am stat eu se îmbolnăvea. Și m-am încăpățânat să stau o săptămână, condițiile au fost nedescris, n-am dormit deloc în săptămână, nici măcar o secundă. Lângă mine era un om cu un picior gangrenat și puțea moarte, pur și simplu. Imaginați-vă, dintr-un om sănătos cu 2 luni înainte, făceam planul de ce o să fac weekend, unde o să mă duc. Am ajuns în iadul ăla și eram bolnav și nu știam, nu mai puteam să mănânc nimic, deci nici nu mai mi-aduc aminte ce mâncam. Cred că mâncam, nu mai știu sincer, nu mai știu ce Dumnezeu a mâncat. De-am reușit să supraviețesc atunci. Și la fel a venit testul de glucoză, aceeași poveste. Glicemia a fost atât de mare, ei n-au putut să măsoare cu aparatul de cu glucometru. Mi-au luat din venă pentru că de eroare și mi-a fost undeva la 250 și era clar că e o problemă cu glicemia în punctul ăla. Și doctorița este așa, eu cred că trebuie să strec. Nu mai zic de partea emoțională, că se uitau la mine ca la un ciudat, ce explic, ce încercam să povestesc eu, era SF, ca și cum te duci la dentist, zici, domnule, mă dor toate măselele și el zice, lasă, du-te acasă și că n-ai nimic. Numai că nu-l doare pe el. Mi-a zis să strec diabet, dar eu personal nu cred că e diabet, e altceva și avea dreptate. Măcar a avut atâta intuiție să... Moraru Monica o chema. Atâta intuiție să zică treaba asta. Eram în parc, am ieșit în parc acolo și am sunat soția. Și vedeam dublu și vedeam în ceață și de-abia mă țineam pe picioare și miroseam a hoit după un an, după o săptămână de stat acolo. Și pur și simplu am început să plâng și am zis, Meli, cred că e rău. Cred că e început de sfârșit. A venit după mine, cumnatul meu a venit cu mașina. Atât de urât miroseam, de mi-era mie scârbă de mine. Nu știu cum a suportat să mă ducă până acasă. Dar am venit acasă, normal că soția și fetița mă așteptau, de-abia așteptau să mă vadă. Eu eram un om schimbat, deja eram altcineva înăuntru, nu mai suportam. Deja mă gândeam să mă sinucid, pur și simplu, nu mai suportam să trăiesc așa. Deci, să fii atât de obosit, să nu poți să te ții pe picioare, să nu poți să formezi un gând. Mâncare care ai mâncat o viață întreagă, să nu mai poți să pui gura pe ea, pur și simplu. Cum mâncam ceva, cum mă intoxicam într-un hal de nedescris. Începuseră să apară migrene îngrozitoare. Și durerile de cap, și acum, și atunci când am început prima dată, erau ceva de nedescris. Simțeam că mi explodează capul și parcă băga cineva cuțit în cap. Vederea se stricase foarte tare. Mă opream la fiecare colț de bloc, la fiecare pom să mă piși, să mă... Da, și am ajuns acasă când știu cum am aduc aminte, fetița mea avea 2 ani, i-a fost frică să vină lângă mine, atât eram de urât și înăuntru și în afară. Ok, am ajuns acasă. Ce să fac? Nu mai aveam ce să fac. Am început să citesc foarte multe cărți despre diabet, dar nu se lega nimic, am început să postez pe forumuri. Nimeni din sute de mii de diabetici nu se plângeau de amețelile astea după mese, de durerile astea de cap, de probleme cu vederea, de slăbiciune atât de severă, niciunul, nici măcar unul în toată lumea asta. Am început să mă gândesc la ceva, ok, ce ar putea să fie, ce ar putea să... Depresia devenise atât de severă încât mă dădeam cu capul de pereți. Încă o dată vă zic, nu există nimic mai rău pentru un om decât să fie... Adică sunt multe lucruri pe lumea asta. Unul dintre ele este să-ți fie foame, dar nu, încă o dată zic, nu foame că te râcăie stomac, aia e altceva. Foame celulară, când celulele tale nu mai primesc ce le trebuie. Deci te transformi într-un monstru, pur și simplu, nu-ți mai pasă de nimeni și de nimic. Gândurile ți se schimbă și... Deja mă gândeam la sinucidere, nu mai suportam.
Venea dimineața, știu că atunci mâncam multe salate, când nu am ce să mănânc, mâncam salate și mai puneam câte o banană ca să am pic de ceva în ea. Mâncam pur și simplu, cedam psihic, de fapt, pe fiecare masă după intoxicarea asta, era mai rău, mai rău, la fiecare masă, din ce în ce mai rău, din ce în ce mai rău. Începuse să-mi fie poftă de pâine, de mere, de pere, de lucruri care de un om normal le mănâncă, simte bine după ele. Știu că aveam un aparat de pâine și mai făcea Meli, soția mea, pâine și simțeam mirosul ăla și încercam să mănânc și după ce mâncam era iadul pe pământ și începeam să plâng și mă dădeam cu capul de pereți și migrene și am început să am probleme cu genunchii, ceea ce de eu n-am probleme cu genunchii în viața mea. Cu 2 luni înainte împingeam, făceam genoflexiuni cu 100 de kg în spate și acum de-abia mergeam la baie. Slăbiciunea era de nedescris. Aș vrea să pun un punct aici, să încep cu lista de simptome, ceea ce ceva de nedescris. Deci, oboseală de nedescris. Eu nu vreau să zic de oboseală că ți este somn sau poate vezi ceva, că și eu știu cum e să fiu obosit. Nu. Ești atât de obosit încât ți-e greu să-ți miști ochii în cap, pur și simplu. Ți-e greu să mergi la baie, îți programezi să te duci la baie să faci pipi, nu mai poți să faci duș. Nu mai poți să te speli, nu mai poți să ai grijă de tine. Nu mai... Trebuie să iau. Da, și, de simptome, oboseală de nedescris. Oboseală celulară, ca și cum n-ai mâncat de o lună și n-ai dormit de 3 săptămâni. Programezi când să te duci la baie să faci pipi, programezi când să vorbești, când să ceva de nedescris. Confuzie, foarte confuz, foarte amețit, nu, încă nu cad din picioare, dar nici nu mă e. O zăpăceală constantă, ca și cum te-ai trezit dimineața după o beție și cam așa ceva. Amețeala asta legată de mâncare, mai ales de carbohidrați. Probleme cu vederea, vedere dublă, vedere în ceață, această retenție în retină a imaginilor, vedere cu pureci, floaters. Foarte, foarte sensibil la lumină, mai ales după ce mănânc. Dureri în intestin, inițial n-am avut, apoi au apărut și alea, gaze, migrene din iad, ca și cum simți că ți explodează capul. Și parcă ai o presiune în creier și cineva din când în când îți bagă câte un cuțit în cap, așa. Slăbiciune generală, dureri de încheieturi. Am avut momente de semipareză, de n-am putut să mai merg, n-am putut să mișc mâinile. Neuropatie dacă mănânc, mai ales gluten. Îmi scapă un gust dulce permanent în gură, tot timpul simt că am parcă aș avea miere în gură. Că atâtea zi nu mai știu. Durere, mă doare prostata în continuu, urinat de 30 de ori pe zi. Nu mai pot să dorm. Din cauza urinatului și din cauza durerilor de cap și toate problemele neurologice. Depresie severă cauzată de lipsurile continue din organismul meu și de boala în sine. Nu pierd în greutate, cu toate că dieta mea acum este o dietă chetogenică în continuare. Zici că eu mănânc toată ziua la McDonald's. Deci imposibilitatea de a pierde în greutate, pur și simplu mă umflu după fiecare masă. Îmi scapă multe. Hai, durerile de genunchi sunt îngrozitoare și slăbiciunea genunchi. Au momente atât de slab am fost pe picioarele mele de nu puteam să merg. Doar câțiva pași cu ajutor.
Sunt foarte palid, nu se vede pe cameră, dar sunt gălbui, mai ales pe mâini, se observă. Da, cam asta ar fi cel mai greu, greu de explicat în cuvinte, cum este să te simți tot timpul intoxicat și cum e să nu mai știi cine ești. Am ajuns într-un punct în care, un moment în care nu mai pot să comunic cu nimeni, acum pot să vorbesc că n-am mâncat de câteva ore și cred că am iar hipoglicemie, că de-abia mă țin, de-abia stau aici. Așa, ce mai... Da, cam astea ar fi mare simptomele cele mai grave. Cele mai mari probleme sunt cele cu creierul și cu sistemul nervos. Și e clar cauzat de o problemă autoimună în punctul ăsta de sistemul meu. Nu știu ce s-a întâmplat. A fost Lyme de la început. Din cauza dietei, gota zahăr mi-a cedat pancreasul sau a cedat ceva, habar n-am. Și s-a întâmplat ceva cu sistemul meu imunitar și a început să mă atace practic pe mine. Plus intoxicarea continuă cu mâncare, care deja sunt aproape 3 ani. Da, cred, nu scapă multe, dar cred că e suficient. Cred că se înțelege destul de bine. Cam ce simt, cât se poate de bine pentru un om sănătos. Da. După ce am venit din Timișoara, eram distrus deja, eram stors de toate puterile, nu mai mâncasem de 2 luni, o masă normală. Mi-a recomandat să mănânc o dietă, practic, care o recomandă orice nutriționist din România, cu muesli și lapte dimineața și carne cu legume. Dieta în sine nu era rea, însă la mine în corp orice se întâmplase deja era un haos general, iar când dimineață când am mâncat muesli cu lapte, la fel aceeași amețeală și intoxicația a fost atât de severă încât am început să plâng. Și am zis Meli, cred că am glicemie peste 200, pentru că simțeam pur și simplu cât de urc să o să-mi urcă glicemia în funcție de cât de tare amețeam și cât de tare mă zăpăceam de cap. Și într-adevăr, am glicemia și era undeva la 220, e clar diabet, pot să zic că orice doctor vrea, o glicemie peste 200, se cheamă diabet zaharat. Și am așa o... Că poate nu se ajungea așa departe dacă aș fi găsit un medic care, dar mă gândesc, cine ar fi putut să mă ajute cu o problemă de genul ăsta? Hai să continui cu mesele astea. A doua masă a fost pește cu legume. N-am mai amețit, dar pur și simplu mi-au căzut mâinile. Nu mai puteam să mișc mâinile. Imaginați-vă să simți că nu mai poți să-ți mișci mâinile. S-au răcit atât de tare de... Zici că le aveam un frigider. Tensiunea mi-a scăzut undeva la 8 cu 4 de nu mai puteam să vorbesc. Inima îmi bătea iregulat. Ți-am zis că mor. Am zis, nu, ce să fac, unde să mă duc? Nu mai aveam unde să merg. Am început să plâng în continuu. Pentru ce trebuie să înțelegeți este când ai o problemă, toate bolile mentale pleacă din intestin, aproape toate, eu sunt convins. Când creierul nu mai primește ce trebuie și când apare un dezechilibru hormonal la nivel cerebral, nu mai ești om normal, te transformi în altcineva. Oricât de mult vrei să fii cum ai fost înainte, nu mai poți, pentru că nu mai... Suntem niște mașinării, din păcate. Avem și partea spirituală, dar dacă mașinăria nu funcționează, e greu să o controlezi cu spiritul, mai ales când ajungi așa. Era aproape de decembrie, venisem la ateliu la părinți, am zis că poate să vin să... Să vin aici la aer, cum ne stau și aici acum la peleagă, să-mi facă bine și... Mâncam doar salate și de la Timișoara mi-am dat și niște antibiotic pentru prostată și am luat o infecție cu Clostridium de acolo care pur și simplu aproape m-a omorât. Am venit la spital din nou, aici toată lumea hunedoara unde a fost mă considerau descuputa pentru că ce descriam eu era incredibil, era normal, nu
Nu scrie nici într-o carte așa ceva, nu. Și deja nu mai pot gândi. Și am 2 zile am stat, am fost chircit în pat, practic eram la baie din 10-10 minute, când urinam, când aveam diarie și deja era diarie verde, arăta ciudat din cauza clostridiumului. Nimeni nu m-a băgat în seamă pentru că dacă ajungi, dacă ți s-a pus diagnostic de depresie, gata, orice avea, depresia e problema cea mai mare și este atât de stupidă treaba asta cu depresia, pentru că nu faci depresie dacă te simți bine. Nimeni nu face. Fine. Mă, o să intru în detalii. Și 2 zile am stat, era să mor. Eu nu mai eram învins deja înăuntru, nu mai puteam să lupt pentru mine. Nu mai aveam putere, nu mai aveam putere să întreb, să umblu, să zic, pentru că mi-era rușine. Oriunde mergeam acolo, cu oricine vorbeam, îmi turcea spatele, nu vrea să audă, nu vrea să vadă. Și aproape am murit în salonul ăla până a venit doctoriță, nu mai știu care, și mi-a făcut analiză de scaun și a văzut clostridii, m-au tirat toți disperați pe acolo să mă trimită la infecțioase, că și-au dat seama cât e de grav și cât e... La infecțioase am dat de un medic bun, doamna Hota, care primul medic bun care pot să zic că, din păcate, nu că nu m-a crezut, cred că a crezut o parte din probleme de ce explicam eu, mai ales că vedea că am perioade în care am tensiune foarte mică, că câteodată vorbeam ciudat și mă comportam foarte ciudat, și dar nu știu ce să-mi facă. Și acolo dieta era bazată pe pâine, trebuia să mănânc pâine albă, pentru mine pâinea e ceva, o travă supremă. Mâncat o săptămână pâine, m-am simțit îngrozitor, îngrozitor m-am simțit. Soția mea venea în fiecare zi și mi-a aducea mâncare. A fost tot timpul ăsta lângă mine, practic s-a transformat în sclavul meu personal, nici nu știu cum a reușit să rezist atât timp lângă mine. Da, după o săptămână de stat în spital acolo, mi-a dat drumul acasă, era mai mult mor decât viu. M-am ajuns acasă, ce să mănânc? Eu aveam încă infecție cu Clostridium și nu eram vindecat, nu știam ce să mănânc, nu puteam să mănânc nimic. Pur și simplu deja mă gândeam cum să mă mor, vreau să mor, vreau să mă dau cu capul de pereți până nu mai știu ce, cum mă cheamă, cum... Nu mai mi-aduc aminte exact tot și... Au venit sora mea, cumnatul meu și nepotul meu, au venit acasă de sărbători și eu am zis cu 2 luni înainte eram normal și când m-au văzut am început să plâng, eram neîngrijit, eram... Sunt și acum, eram distrus, eram... Și am explicat ce se întâmplă cu mine, cât de bine am putut eu, normal că nici ei n-au înțeles ce puteau să facă, când... Știu și acum a zis Mari, sora mea, că trebuie să avem un plan ca să ieșim din asta și cumva să nu mai bag în seamă, să nu mai... Și am încercat să iau sfatul de bun și să nu mai bag în seamă și... Pe dealul ăsta aici unde stau, sunt o pădure și de multe ori mergeam după lemne când eram bine cu taică meu. Și am zis să merg și eu după lemne cu ei. Când am ajuns în vârful dealului, pur și simplu am leșinat, nu mai aveam putere să mă țin pe picioare. Eram stors de tot, de... După care am zis să mă mai forțez, odată am mers cu mașina în oraș cu cumnatul meu și la fel am zis că mor, nu mai aveam putere și energie nici să mă țin pe picioare și durerile de cap. Este foarte greu de explicat senzația cum e să fii atât de bolnav, să nu te creadă nimeni, să... Da, au trecut și sărbătorile astea și deja lucrurile se adânceau, depresia devenea tot mai adâncă. Mesele mele erau mai mult salate cu... Salate, altceva, nu mai puteam să mănânc. Eram atât de slăbit și atât de vai de capul meu. Da, deja stările mele erau de nedescris, eram alt om. Cu 2 luni de nebunia asta eram cu totul alt om. Prietenii mei nu înțelegeau nimic. Au văzut doar depresia. Asta este riscul. Când ești atât de bolnav și medicii nu știu ce să-ți facă,
Am acupaj de depresie, nu doar din cauza asta, și din cauza bolii, și din cauza ce se întâmplă, din cauza... Îmi aduc și aminte cum stăteam la spital, mă uitam pe geam și totul era afară, tot ce știam înainte era acolo și... Eram la un pas distanță și eram pe pat de spital, mă simțeam, mai zic, cum aveam pis și muream. Nu era nicio rezolvare, nimeni nu știa ce am. Nimeni nu știa cum să rezolv. Nici nu mai mi-aduc aminte toate episoadele, dar... E ciudat și acum mă uit la ochii mei și vorbesc și probabil că o să par lucid. Sunt atât de zăpăcit de cap și atât de beat de cap și atât de slăbit. Nu se poate explica, pur și simplu nu se poate explica. Da. După ce au plecat sora mea și cum n-a trebuit să ne potăm de aici, m-au adâncit o mai tare în depresie, nu mai știam ce să fac, pur și simplu plângeam în continuu, mă ascundeam sub paturi, prin colțuri, mă dădeam cu capul de pereți, nu mai vreau să vorbesc cu nimeni, mi se rupea sufletul când vedeam fetița, știam cum am ajuns și înțelegeam cât e de grav ce se întâmplă cu mine, cu toate că doctorul zice că nu e nimic grav, înțelegeam pentru că eram, se întâmpla cu mine și știam, am fost un tip foarte inteligent înainte și sunt conștient că bolile mentale cauzate de o mizerie de asta sunt cele mai urâte lucruri posibile. Am urmat 2 luni de coșmar, știu că perioada aia încă mai căutai, m-am avut un prieten foarte bun, Robby, care dacă vezi video ăsta, Robby, foarte mult, am avut nevoie de tine. Nu o supăra pe tine, ai ales să pleci, ai ales să torci spatele. Sper că ești fericit și am prindea bine dacă erai lângă mine. Cu adevărat lângă mine. Am întrebat să mai fost episoade, am mers chiar apropo de Robby, am fost odată la un medic pe care îl cunoștea el. Să-mi facă, nu știu, analiza la stomac pentru aici, pilorii. Pur și simplu am început să plâng în brațele lui, ceea ce el n-a văzut asta la mine, nu m-a văzut plângând niciodată în mulți ani, care am fost prieteni. Ar fi trebuit să vadă cât e de grav. Dar dacă am învățat ceva în boala asta este că fiecare pentru el, chiar și ceea ce e aiurea, nu a fost așa, dar... Da. Nu mai știu ce, m-am chinuit foarte mult, v-am zis, am suferit, am plâns. Maica mi-a ajutat să ies pe aici, să pot să ies un pic din casă. Urlam, plângeam, sufeream îngrozitor, mi-era foame, nu puteam să mănânc nimic. Încercam să le explic cât mi-e de rău și cât nu mă credeau, adică nu că nu mă credeau, nu... Mergând la medici, ei zicând, domnul, nu are nimic, sunt tot în capul lui. Normal că tu că au scurs să un medic cu diplome, nu... Nu, cu toate că ar fi trebuit să mă creadă pe mine, pentru că 34 de ani am fost om normal și am făcut ceva cu viața mea, ceva incredibil și... Da. De asemenea, colegul meu a plecat de lucru care aș fi avut un viitor extraordinar împreună. El a adus moartea în viața mea, practic, fără să vrea, bineînțeles. Măcar ar fi bunul simț să fi stat lângă mine. Da. Dacă merge. Și nu mai știu, chiar vreo 2 luni, cred că până prin februarie m-am chinuit așa cu... Deja nu mai suportau părinții, nu mai suportau, soția nu mai suporta, trăgea de mine ca de o cârpă. Nu mai vreau să o văd, mă simțeam vinovat că ajunsesem așa de rău și știam că mă duc tot în jos. Era evident, neputând să te hrănești, simțind aceleași lucruri. După care cu... nu mai știu exact, cred că am făcut... Văzusem multe povești pe net cu boala Lyme și foarte multe lucruri de la mine se potriveau, nu toate, dar foarte multe, ales probleme neurologice cu capul, cu durerile de cap, cu genunchii, cu slăbiciunea, cu...
Și am făcut inițial un test ELISA, care e cel mai simplu test, avea negativ. După care am insistat, am făcut un test la București, un test pe de imunofluorescență, cel mai sigur test pentru boala asta, că e foarte greu de testat mizeria asta de boală. Când ajungi în fază cronică, sistemul imunitar nu mai funcționează, sistemul imunitar se defect practic, nu mai lucrează pentru tine, lucrează împotriva ta. Sau o mare parte din el lucrează împotriva ta și atunci degeaba cauți după anticorpi pentru o bacterie care ți-a remodelat sistemul imunitar, că nu o mai găsești. Sistemul ăsta, testul ăsta pe imunofluorescență are altă metodă, nu mai știu exact, nu mai știu nimic, nu mai știu cum o cheamă. Dar știu că a venit pozitiv. Și eram convins că aia e. Cu toate, ok, și citisem foarte multe lucruri că boala asta se vindecă prin dietă, prin dietă vegană, ce mi se părea incredibil, îmbolnăvindu-mă pe cea mai sănătoasă dietă din lume, teoretic. Ce puteam să fac? Nu puteam să mănânc pâine, nu puteam să mănânc grâne, nu puteam să mănânc nimic. Doar salate și de la alea, cu salate cât poți trăi. Da, sora mea am rugat-o să mergem la un spital privat în București. Acolo din nou o altă experiență de rahat, am avut ghinionul să am o doctoriță în vârstă, m-a de-a face cu am medici în vârstă să nu ai, mai ales în România. Deci n-a crezut nimic din ce am zis, plângeam pe holul, nu mai suportam, m-a pus într-un salon cu un medic, Doamne, nu mai știu ce mai știu, deja nu mai știu să vorbesc cu un om în vârstă care era pe moarte, cred că avea 90 de ani și avea fluctuații de tensiune când avea prea mică, când foarte mare, el cred că a și murit acolo. Și vă dați seama, eu fiind în halul în care eram, începusem să mănânc ce îmi dădea spital și stare, eram din ce în ce mai rău, mâncam pâine și ce se mânca acolo, ce se dădea, era, mâncarea era bună pentru că era, nu, un spital privat, am plătit foarte mulți bani. A fost îngrozitor, m-au avut 1 milion de medici. Am uitat să zic de o simptomă, tinnitus, deci asta e oribilă. Simt ca și cum mai avea un vujit continuu în cap, parcă avea un tractor în creier și țiuituri permanente în ureche, ceva de nedescris. Și era o chestie amuzantă acolo, după amuzantă pentru ei, că pentru mine le explicam de tinnitusurile astea și am văzut un de asta pentru vechi, nu mai știu cum îi zice, urelist, cred că. Și am zis de tinnitusuri, normal că fiind problemă neurologică, n-am nimic în ureche, n-am să vede nimic. Mi-a sugerat să stau cu capul lângă frigider, să dorm practic lângă frigider ca să nu mai aud zgomotul. Mă uitam la el și mă gândeam, Doamne Dumnezeule, cum am ajuns atât de rău? Dacă mi-ar fi zis ceva, așa ceva, înainte cu 3 luni, un doctor că îl bătea de se căca pe el, scuzați expresia. Stăteam și era în fața mea un păcălici care îmi zicea să stau cu capul lângă frigider și eu l-am plătit pentru treaba aia. Ca să nu mai zic cât de greu am ajuns la spitalul ăla pentru că nu te interna. Trebuie să explic de 10.000 de ori povestea la 10.000 de doctori și nimeni nu m-a crezut și de-abia am reușit să ajung să... Da, și am stat o săptămână acolo, de am zis, n-am dormit deloc, m-am chinuit îngrozitor. Am uitat să zic că eram pe antidepresive, am acceptat deja că am depresie și am zis să iau antidepresive, cu toate că știam că nu rezolv nimic, doar mi-a făcut mai mult rău. Am devenit dependent, am luat taxiar și mai știu ce mizerie, stimuloton și eram dependent de ele, de-abia m-am lăsat de ele. Doamne. Da, și după o săptămână de stat acolo la externare a venit doctorița și mi-a zis că asta a fost cireașa de pe tort, că ar trebui să-mi fie rușine de mine, că mă comport așa pentru că ei sunt oameni care sunt bolnavi de cancer și mor și eu n-am dreptul să mă plâng pentru că nu am nimic care mi-a căzut fața în gură, pur și simplu. Ce mai puteam să zic? Ce mai poți să faci când ești atât de neajutorat, când
corpul și creierul tău nu mai sunt ale tale, din al, practic nu mai le poți controla, sunt bolnave, sunt, și încerci cu disperare să le explici cât e de rău. Și din nou testul de glucoză, l-am făcut aceeași poveste, glicemie de 230, 220, nu mai știu, deci era clar o problemă, aceeași intoxicare de nu mai știam cum o cheamă. Am încercat să-i explic, avem și un diabetolog și bun dreptate, l-am încercat să-mi explice, deci nu, e clar că problema mea nu e diabetul, nici vorba de asta, dar o parte din ea este problema asta cu glucoza. Și eu cred că asta a declanșat căderea sistemului meu imunitar, după care activarea bolii Lyme și sindromul oboseală cronică și toate mizeriile astea care le simt acum. Da, și am venit acasă, mai bolnav decât am fost, nici nu mai știu, Dumnezeu, mânca mea tot salate. Depresia deja era peste măsură, deja am făceam planul cum să mă sinucid, cum să mă... Și am avut câteva tentative, doar că de fiecare dată mă gândeam la Iza, la copilul meu și nu puteam să-i fac asta. Și mă gândeam atunci, încă eram mult mai lucid ca acum, cum sunt o epavă totală. Era greu pentru mine, din bărbatul integru și care le știa pe toate și care făcea 10.000 de euro pe lună și le aveam pe toate și eram iubit și respectat de toți și anunțesem, le era frică practic, prietenul să vină la mine, soția mă iubea în perioada aia foarte mult și suferea foarte mult, nu știa ce să-mi facă și tot a lăsat după mine, pentru că așa a fost și înainte de boală, eu eram cel care lua decizii și... M-a zis depresie de neexplicat, dureri de neexplicat, suferință de neexplicat, pur și simplu inuman, tortură 24 din 24, nici o secundă de bine, nici o secundă de pauză, nici o secundă de... Da, după ce am venit de acolo, din București, la spitalul ăsta privat, m-am bucurat că am venit acasă și o vedeam pe Iza, i-am cumpărat niște jucării, însă... Da. Și încep să mă pierd. Se simte ca și cum ești mort înăuntru, pur și simplu ai murit. Dar încă ești aici, ești detașat total de natură, de oameni, de... Parcă n-ai mai fi în corpul tău, pur și simplu, parcă ceva, cineva ți-a pus control pe minte și pe corp și pe... Și te sfâșie și te distruge zi de zi. Și n-ai ce să faci decât să înduri. Să vezi cum tot pierzi și tot pierzi și tot pierzi. Până nu știu, până mă uit probabil că... Personal nu cred că mai am mult timp. M-aș fi săturat până peste cap. Nu am rămas oare. Nu mai pot să gândesc, pur și simplu. M-a scăpat foarte multe între timp, multe detalii, dar... Încerc să explic cât pot de bine. Deja era aproape primăvară. Aproape primăvară. Și... făcusem testul acesta de boală Lyme, venise pozitiv. Ce să fac? Unde să mă duc? Ce pot să fac? În starea mea să fi luat antibiotic era la revedere, nu mai eram omorat practic cu mâna mea. Am mers să văd un specialist în Ungaria care a avut boala Lyme și se ocupa doar de asta, o viață întreagă, m-a văzut, i-am notat testele, am explicat. Din nou a zis de boala Lyme și că trebuie să încep tratamentul. Am venit înapoi, mai mult mor decât viu. Du-te la Oradea să găsesc un medic infecțios care să încerce să mă trateze. Normal că nimeni nu te tratează în spital pentru așa ceva, vorbim de 6 luni de antibiotic care te poate omorâ. Cine își riscă licența pentru o chestie de genul ăsta? Nimeni. Am venit acasă, după care am mers la Piatra Neamț, la un medic din român care a făcut medicina în Germania, care se ocupă de boală, aceeași poveste. Mi-a zis că este boala Lyme, dar e mult mai mult de atât, ci sunt de dezechilibru total în organism și mi-a dat antibiotic, am făcut 4 zile și era să mor după 4 zile, am
Atunci am experimentat prima dată neuropatie pe picioare și pe mâini. Nu înțelegeam ce se întâmplă, nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam să vorbesc. Cum să continui? Și eu mâncând salate. Nu aveam nicio șansă, nu aveam nicio... Deci de ne-a explicat toate drumurile care le-am făcut cu mașina, eram pe spate cu Perina. Să poți de ca mai mult mor decât eu cu soția mea după mine. Nu mai știu ce s-a întâmplat după aia, nu mai mi-aduc aminte și eu că eram tot aici la ateliu, la părinți, la... Iar au urmat câteva luni de disperare, de dat cu capul de pereți, de... Mă mai vin de... E foarte ciudat, mi-aduc aminte că a venit Robi să mă vadă, una dintre puținele de când a venit să mă vadă și... Venise cu o prietenă de-a lui și normal când vine cine nu cunoșteam, măcar ar trebui să vină, dar în fine. E atât de ușor când ești bine să zici, fii optimist, fii tare. Eu știu, pentru că am trecut prin asta și la fel am ziceam și eu că la alții care au probleme. Dar credeți-mă, când ajungi cu o boală de genul ăsta, cuvintele nu mai au nicio valoare. Vrei doar o rezolvare, mai ales când vine cineva și zice, vezi că dacă te superi, îți afectezi mai tare sistemul nervos, imun. Și ești mai rău, zic eu, serios? Cum? Eu știam toate regulile. Citisem foarte multe. Știam de nutriție, știam de glucoză, de toate nebunile astea în corpul ăsta. Ce poți să faci? Când nimic nu mai funcționează în tine. Și creierul tău e pilaf, e jumate nebun. Da, după ce au plecat ei, știi, așa cum am aminte, am mâncat niște chiftele, era poftă, făcuse mama niște chiftele și la fel am mâncat, am zis că mai e dracu. Pur și simplu mă intoxic cu mâncarea la fiecare masă. Sunt tot timpul stors de puteri, nu mă pot hrăni, nu pot să asimilez nimic, nu pot să... Am mai trecut, nu știu cât, nu mai mi-aduc aminte exact. În idioțenia mea mi-am cumpărat aparate de fitness. Zici că de-abia mă țineam pe picioare și mi-am cumpărat aparate de fitness și bicicletă. Și chiar m-am forțat să fac ce? Să faci, frate, că eram stors. Ca și cum te duce la sală de mâncat. Nu poți să faci nimic. Te uiți la aparate și vorbești cu prietenii, poate. Cam așa eram. Dar m-am forțat, am încercat. Chiar am încercat să alerg. Tot că eram tot dezmembrat. Mamă, mi-a făcut rău decât bine. Mi-am cumpărat chiar și o bandă de alergat. O decizie proastă, dar nu mai pot. Așa, la București, printr-o prietenă, am mers la un healer, la un vindecător, nu știu cum să zic, care a lucrat cu Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu foarte mult. Și mi-a zis că e ceva boscoane, ceva blesteme, ceva ca așa e când ajungi în halul în care ești, nu mai știi ce să faci. Am luat blesteme, asta e cultura noastră românească, în loc să cauți rezolvare științifică, să găsești o soluție, te-a pus să te... Te-a pus să te rogi să scapi de blesteme. Tu ești, când te îmbolnăvești de cancer, ești blestemat. Când ești, știu cum ești blestemat. Mare prostie. Oricum, omul ăsta avea un har pentru că făceam niște terapii cu el și pur și simplu după terapiile mă comportam foarte ciudat, plângeam, râdeam, urlam. Foarte, foarte ciudat mă simțeam.
Făceam seara pe 11:30 că nu avea timp. Da, deci am încercat și pe asta, așa cum am, știu că am sunat-o pe Mari și am zis și normal că încep să crezi orice când vezi. Din omul care a fost ajuns și a ajuns și... Cred că ajunge deocamdată, îmi cer scuze, nu mai pot să gândesc. Da, începuse să mă dau cu capul de pereți, nu mai vreau să trăiesc, plângeam, dar nu, trebuie să înțelegeți că nu mai ești tu în control, nu mai ai control, pur și simplu ca și spirit nu mai vrei să fii prezent în lumea asta cu toate că ai lângă tine, aveam soția și fetița, părinții, familia, sora, cumnată, nepotul. Deci dragoste, nici măcar, omoară și dragostea o boală de asta, omoară tot, distruge tot, nu mai lasă nimic bun. De stările îndurate de aproape 3 ani, ce am îndurat în ăștia 3 ani, cred că am plătit pentru 30 de vieți toate păcatele și nepăcatele din toate generațiile. Deci, nu știu cum e să ai cancer, sper să nu aflu niciodată, nu știu cum e să ai, dar am văzut bolnav de cancer care îi doare, dar îi doare într-un singur loc și ai șanse să-ți revii, adică poți să treci pe o dietă cu sucuri, poți să încerci ceva, dar când ai o boală care îți distruge tot, îți distruge creier, nicio funcție nu mai funcționează ca lumea. Ce poți să faci? Nu mai poți să te atingi de mâncare, devii alergic la orice pui în gură. Durerile sunt insuportabile, zăpăceala, amețeala. Mă opresc aici și continui mâine. Cer scuze dacă nu are sens ce zic, încerc să pun în cuvinte cât pot eu de bine mizeria asta. Atât încercați să înțelegeți cât puteți voi de bine și să-i mulțumiți la Dumnezeu că sunteți sănătoși, pentru că nu știți cât de important este. Văd oameni tot timpul care se plâng că e obosit de la lucru, că nu are aia, că acolo e greu, că da. Atâta timp cât ai capul tău și mâinile tale și picioarele tale și poți să mânci un colț de pâine, consideră-te un om împlinit. Pentru că viața se poate transforma într-un iad cât ai zice pește. Și toate cunoștințele tale și toate regulile tale care credeai că sunt bune și că trebuie să faci aia și că aia e bună și că aia era, toate se schimbă, nimic nu mai are sens, nimic nu mai are logică. Te trezești în iad și nu mai poți să ieși din el. Așa că, dragii mei, bucurați-vă de sănătatea voastră, că nu știți cât e de important, credeți-mă, și cât e de bine spus sănătos. Încerc să mai filmez puțin. Da, așa am venit acasă, nu știu câte ori zic. Mă dădeam capul de perez, la un moment dat am dat cu capul de perez de-am leșinat și credeți-mă că e greu. Pentru că corpul nostru e construit foarte bine de Dumnezeu, nu leșini ușor. Nu mai suportam durerile de cap, trebuia să mănânc. Te-aduc aminte o fază că aveam un aparat de pâine și soția mea făcea pâine și mirosul ăla mă nebunea de cap. Înainte mâncam pâine, mi-era bine de la ea. Am mâncat două felii de pâine, pur și simplu am zis că leșin. Deci am amețit de tare, glicemia a luat o razna.
Nu mai puteam sta în picioare. Nu mai știam unde îs, de la două felii de pâine. Eram terminat de foame. Am terminat de foame. Și au trecut așa 2 luni, eram sus acasă, la apartamentul nostru. Și am zis să mai venim la părinți aici unde sunt acum, la țară. Și am venit aici, deja eram distrus, nu mai suportam pe nimeni lângă mine, mă ascundeam pe sub paturi. Mi-era frică să mai stau lângă oameni, ce incredibil, să-ți fie frică să mai stai lângă părinții tăi. Mai veneau din familie, Luci, Nelu, niște verișori de-ai mei, mi-era frică să vorbesc cu ei, pur și simplu. Și nu puteam să controlez, deci nu-i... Pentru cine e sănătos și există mentalitatea asta că poți să controlezi tot cu mintea, poți să fii tare, poți să fii... Deci credeți-mă când vă zic, toate regulile se duc pe apa sâmbetei când ai așa ceva. Nu mai poți să meditezi, nu mai poți să te rogi, nu mai poți să faci nimic, pur și simplu... Nu mai e corpul tău, nu mai e capul tău, parcă nu-ți mai e sale tale, ești doar aici ca să pasager, ca să, nu știu, să mai te chinui încă o zi. Și am venit la lucru, 2 luni au trecut la fel, nopțile grele, zilele grele, nu mai știu ce mâncam, salate și prostii și cum am supraviețuit. După care în primăvară, eu îi spusesem deja la Mari că am făcut testul ăsta, la sora mea că am făcut testul ăla, normal nu mai credea nimeni, nici ei, nu știu ce era mintea lor, sincer, vreau să nu mai audă de mine, barna. I-am zis de testul ăsta, era la servicii, nici nu m-a băgat în seamă, sau mă rog, a zis, da, ok. Nu înțelegeau cât de rău mă simt, deci având în vedere că am fost la medici și i-au zis că am depresie, pentru ei asta era depresia, vreau să trateze depresia și la revedere. Restul era... nu înțelegeau și eu înțeleg și nu m-am... O multă perioadă am fost furios pe ei, dar înțeleg acum și nu sunt. Iubesc mai mult ca niciodată. Așa a fost să fie. Și... Cu testul ăsta, oare nu știu dacă am zis că am fost în Ungaria, nici nu mai știu. Cred că sar peste câteva etape, că nu mai mă duc aminte. Știu că am hotărât să mergem la București, la profesorul Străinu Cercel, care era un medic infecționist. Înainte de astea am mai văzut în câțiva diabetologi, am fost chiar și la Viena să văd un diabetolog. Drumul a fost oribil pentru mine, dureri de cap ce am pe drumul ăla, nu credeam că se poate să te doară cap așa. Normal că zic că nu-i diabet și vă îndreptate. Deci este o problemă cu zahărul din sângele meu, fără nicio discuție, pentru că sunt ca un roller coaster, mănânc o cantitate infimă de carbohidrați și glicemia urcă undeva la 200, după care cade la 60 și simt că nu e normal. Deci glicemia, la fel ca orice alt parametru, trebuie să fie relativ stabilă, că auzi povești că dacă și mie crește glicemia, vă garantez că la un om sănătos glicemia variază maxim 40 de unități după ce mănânci, adică e normală la 80-90 de miligrame pe decilitru, niciodată nu va urca mai mult de 120-130 de miligrame pe decilitru, indiferent cât mănânci. Poți să mănânci un vagon de zahăr, tot așa va sta, pentru că organismul funcționează cum trebuie. În cazul meu, de la 75 de grame de glucoză, glicemia a fost 240, steam căleșind, nu mai știam cum o cheamă. După care a căzut jos. Deci nu e normal, nu e ceva normal. Și dacă aș fi băut 850 de grame de glucoză, probabil curca mai sus și stătea mai mult timp sus. Că e diabet, habar n-am. Nici nu mă mai interesează la punctul ăsta, că oricum n-are rost să mă gândesc. Da, am fost și la Viena. Până la Viena am mers. Am mers pregătit cu 10.000 de euro în buzunar să mă internez. Era un profesor foarte bun acolo, speram să... mă ascultă, să mă... n-ai avut cu cine. M-am dus, i-am zis, tot ce a văzut e disperarea din ochii mei, la fel, du-te la psihiatru. Deci pur și simplu nebunesc. Când au cuvântul psihiatru, înnebunesc. Da. Și am ajuns la medicul ăsta, Stăniu Cercel, bineînțeles, un om, primul medic care am întâlnit, e clar un doctor cu minte deschisă, n-am ce zice. M-a văzut, i-am auzit, mi-a auzit povestea, mi-a zis, copilă, te cred, nu am niciun dubiu că ești bolnav. Chiar mi-a zis că s-ar putea să ai nevoie de insulină, ceea ce în mintea mea, cum eram atunci fixat pe diabet, ok, în sfârșit un medic care mă ascultă, poate îi dăm de cap și... Drumul a fost îngrozitor, nici nu mai știu cum am mers, cred că am mers cu sora mea din o draga de ea, tot timpul a fost cu mine peste tot, în timpul ăsta n-a avut niciun pic de liniște, nici...
când venea acasă cu mine pe la doctor și suporta mizeriile bolii, că nu eu sunt de vină, eu sunt, încerc să ies, încerc să scap. Problema e că te ține captiv mizeria asta și nu mai poți să faci aproape nimic. Începe să plouă, să mai continui. Nu, vreau să continui. Azi a fost o zi foarte grea pentru toată lumea, din toată familia mea. Soția mea a avut azi o, pur și simplu, o criză. O înțeleg că nu mai poate, nimeni nu mai poate. Am, pur și simplu, n-am ce face. Trebuie să o duc până la capăt, n-am ce să fac, n-am... Când ești sănătos și ai probleme, găsești tot timpul o ieșire, să zicem, poți să pierzi tot, toți banii din care iai, tot casa, masa, poți să o iei de la capăt, fugi din țară, pleci în altă parte, o iei de la zero. Când ești necăjit, de la lucru, te duci la sală, te liniștești, citești o carte, faci ceva, când ai mizeria asta, n-ai unde să fugi, ești captiv în corpul tău și vezi cum se duc toate dracu și pur și simplu n-ai ce face. E spectator. Mă gândeam acum, sunt sigur că sunt mulți care mă cunosc și știu cum funcționează mintea, mai ales a românului, se va uita la chestia asta și va zice, uite și la distrusul ăsta ce vorbește, să se pună pe mâncat și să joade de viața lui, că uite ce bine arată sau mă știu ce mizerii sau... Tot ce pot să vă zic este că într-un fel gândeam și eu la fel înainte să mă îmbolnăvesc. Eram puternic și credeam că o să treci peste orice. Vă zic încă o dată, când te lovește mizeria asta, când scade sistemul imunitar și începe să te atace, când nu mai poți să mănânci nimic, când ai o bacterie în creier și totul e varză în corpul tău, cazi în genunchi și nu te mai poți ridica. Și tragi după tine toată familia și nu există ieșire, pur și simplu. Stai și vezi cum mor din ce în ce mai mult în fiecare zi. Familia nu te mai suportă. Soția nu mai suportă. Suntem suflete pereche și a ajuns să... Probabil, cred că vrea să mor, habar n-am, nu știu. Știu că mă iubește, dar... E sătulă, s-a săturat. De 3 ani de când are grijă de mine zi de zi. Fă de mâncare, du-te în oraș, cumpără aia, fă aia. Este incredibil. Nu știu ce naiba fac chestia asta, să te pun filmez, da? Da, și am ajuns la București, la străinul Cercel. Era aproape var, cred că era zona, vremea Cireșilor, știu că eram cu Mari, cu sora mea, mașină, cu soția și nu știu dacă a fost și mama, cred că a fost și mama, nici nu mai știu. Eram foarte furios în perioada aia, nu înțelegeam ce se întâmplă, încercam să găsesc răspunsul, să... cumva să ies din mizeria asta, să... Și am ajuns la el, a fost greu drumul, am mâncat niște cireșe pe drum și am zis că mor, mi-era poftă, deci cum ating carbohidrații. Această stare de beție, de amețeală, nu știu cum să zic, e îngrozitoare. Și am ajuns la el, el m-a crezut, deci din prima când am mers acolo, deci a fost primul medic cu minte deschisă care l-am întâlnit. Deci măcar nu s-a pus problema că nu mă crede sau de depresie sau... A urmat acolo o săptămână de coșmar, era foarte cald înăuntru și paturile alea cu saltele de plasă, abar n-am ce să transpira în ele și gălăgie și... Dimineața la 6 veneau asistentele să femeile să facă curat, iar eu dimineața sunt îngrozitor de rău. Seara sunt puțin mai bine. Și zgomotul ăla mă nebunea pur și simplu. Gândiți-vă că zgomotul să-ți facă rău, să-ți facă fizic rău, deci dacă cineva strigă lângă mine, nu știu, 2-3 minute, vine să vomit din cauza la cauza zgomotului, că îmi face rău, pur și simplu. Lumina la fel și... Am stat acolo o săptămână, mi-a făcut un milion de analize.
S-a repus în discuție diabetul din cauza că aveam glicemiile astea la testul de glucoză de 220-230. Mi s-a pus diagnostic de diabet de tip 2, observație, nu știu ce dracu înseamnă aia, Doamne, iartă-mă. Este tâmpenii, dar partea asta cu glicemia este doar o parte din problema mea. Din păcate, cum am zis, boala Lyme atacă sistemele cele mai slăbite și le exploatează la maxim, nu în mod direct. Interesul este să trăiască, să o ducă bine în corpul tău și nu știu. Și am stat acolo o săptămână, un milion de analize. El era un om foarte ocupat, nu a putut să vorbească cu mine, am încercat să discut cu el de câteva ori. Am reușit, însă nu prea am înțeles, explicam de durerile de cap, de ce simt, că nu pot să mănânc, că bla bla bla, că la la la. Și acolo am întâlnit și un nutriționist, foarte de cum se cade, Nițescu, doamna Nițescu. Îi mulțumesc, a încercat să mă ajute, n-a înțeles nici mai nimic. Și din păcate am încercat, adică din păcate am încercat să mănânc cum mi-a recomandat ea, cu pâine albă și carne și practic o dietă normală, considerată normală. Și din cauza glutenului și a stresului, n-am știut atunci, am aflat mai târziu treaba cu glutenul, am început să am dureri foarte puternice pe picioare și pe mâini, în sensul că nu știu dacă pot să zic neuropatie, pentru că neuropatie e constantă, la mine era cauzată de gluten, dacă nu mai mâncam gluten, era mai bine. Deci se simte ca și cum te înțeapă milioane de aci în piele, noi avem terminații nervoase peste tot. Cred că sunt trilioane de terminații nervoase, barna absolut peste tot, pe piele, pe... Deci durerile erau insuportabile. Parcă aveam un costum cu ace pe mine, în continuu mă înțepau în extremități, picioare, mâini și după vreo 3-4 zile a început să mă înțepe în profunzime, deci nu mai era doar în piele, nervii din profunzime probabil se deteriorau nervii, habar n-am. A fost îngrozitor experiența, 10 zile în spitalul ăla de boli infecțioase, în halul în care eram, pe acolo iară zic povestea, am zis povestea asta de atâtea ori de am obosit în perioada aia. Nimeni nu înțelegea nimic, ei au bănuit că aș putea fi, ei credeau că am o bacterie pe intestin care generează cauzele astea și e posibil și asta, însă s-au făcut analize, nu s-au găsit nimic, m-au întors pe toate părțile, s-au făcut din nou testul bolii Lyme, ei fac un test, zice Lisa, e un test foarte nesigur și dacă sistemul imunitar e căzut, tot timpul e negativ, niciodată nu iasă pozitiv. Și bineînțeles, chiar cu testul pozitiv, acela de imunofluorescență, care este un test destul de sigur și era pozitiv puternic, a fost ignorat treaba asta. El știa mai bine, fiind medic infecționist, în fine, nu vreau să intru în detalii, că nu are niciun sens. Iar după 10 zile eram disperat, nu mai vreau să stau acolo, vreau să vin acasă, cu toate că nu mai știam, nu mai înțelegeam nimic, cum puteam să fiu atât de bolnav și toate analizele să-mi iasă bine, în afară de glicemie, încă o dată specific. Singurul lucru care s-a schimbat în timpul ăsta în corpul meu a fost glicemia. Și nu s-a schimbat atât de radical, n-ajungeam la... Sunt oameni pe glicemie de 430 ani, nu știu cu atâta, eu la glicemie de 200, pur și simplu... Nici nu mai știu cum o cheamă, parcă v-am zis, parcă și băut 10 sticle de alcool și nu-i vorba doar de glucoza din testul care făcea tot ce mâncăm se face în glucoză, pentru că corpul nostru e făcut să funcționeze cu glucoza, așa suntem construiți, asta e combustibilul nostru. După 10 zile nu mai știm ce să-mi facă și cu doctorița, cu un nutriționist am încercat să vorbesc, nu prea mai avut ce. M-a recomandat să merg la spitalul, la neurologie, la spitalul clinic, un spital universitar tot în București. Acolo a fost îngrozitor, vreau să zic, la spitalul infecțios, a fost îngrozitor. Străinul avea o fată, Maria Bana, sau pui mei, nu știu cum o cheamă, datoriță, deci o fată tânără, pur și simplu nu m-a crezut, m-a tratat ca un pe ultimul gunoi, că în general așa se întâmplă, cu boli autoimune, cu boala Lyme, cu sindrom oboseală cronică, nu se înțelege suferința pentru că nu se vede, nu ești în corpul meu să vezi, nu ești în capul meu să vezi cum e. Și atunci analizele care le fac ei de laborator pentru anumit virus sau pentru temir ce colesterol sau mai ce nu ne ieșim bine, nimeni nu te bagă în seamă, n-ai leziuni pe creier, n-ai... Totul pare ok, însă funcțional ești praf înăuntru. Și am fost ridiculizat și umilit și în fine, nu?
E teribil când ajungi așa, mai ales, nu cred că contează că ești bărbat sau femeie, dacă nu ești bărbat și vezi în ce hal ai ajuns și toți dau cu tine toți pereții și nu te poți apăra pur și simplu că nu mai ai putere, e un sentiment pe care nimeni nu trebuie să-l simtă, nimeni de pe lumea asta. Și am ajuns la spitalul universitar de neurologie sau ce Dumnezeu acolo, deci condițiile erau de neimaginat, am mers la alt profesor și ăsta, deci străinul a fost ok, a fost un om deschis, am avut cu cine să vorbesc chiar dacă nu prea am avut timp, dar ăsta la alt, deci pur și simplu o brută. Eu înțeleg că sunt ocupați ca și medici, dar asta nu justifică cu nimic agresivitatea lor, nepăsarea lor, pur și simplu te tratează ca pe un gunoi, ca pe ultimul gunoi. Nu mai știu, Bugnariu, cred că, nu Bugnariu, vă văd că era, în fi, nu mai știu cum îl chema, și m-am mers la ele, am arătat analizele, s-a uitat peste, iară, din nou, s-a deschis subiectul diabetului, văzând test, cum aveam analiza testului de glucoză, și cred că e în cauza diabetului, dar hai să facem analize, să vedem. Deci nu vreau să știți ce condiții erau acolo, la neurologie, de obicei, când ajungi, ajungi când ești bătrân, nu prea ajungi la 35 de ani, te aveam atunci 34. Pentru că nu te lasă creierul așa de repede. Și erau doar oameni în vârstă, erau saloane cu câte 5-6 paturi, practic de-abia te strecurai printre ele și toți erau în Pampers, vorbeau singuri, sufereau pentru că sunt oribile bolile astea neurologice și autoimune, cele mai urâte, cu demențe și cu tot felul de mizerii. Și nu era loc în spital. Deci nu aveau locuri și o asistent, practic se bucură când ajunge acolo bolnav, mai ales când ești tânăr, asistentele sunt fericite, că știu că primești niște bani și au luat o targă și au pus-o în mijlocul salonului cu niște amărâți acolo bolnavi de capul lor. Erau pur și simplu pe unde mergeau oamenii, mi-au pus o targă acolo, uite aici o să stai tu că n-avem locuri. La care am un nebun și a zis, Dumnezeu, dacă stau aici așa încă 10 zile pe targa aia în mijlocul salonului, cred că o să mor. Deci nu mai suportam să stau în spital și deja că ieșeau afartură, erau oriunde. Și banii n-au fost o problemă pentru mine atunci, pentru că aveam încă mulți bani, afacerea care aveam încă lucra, se ocupa colegul meu de ea și am reușit să rezolv să stau la privat. Acolo din nou m-am întors toate părțile, 10.000 de analize. Aveam dureri foarte mari pe mâini și pe picioare atunci și mi-a făcut analize, însă ce nu înțeleg medicii? Când apar neuropatiile și durerile, nu se văd din prima, durează mulți ani până se degradează nervii, se fac niște teste de conductivitate pe nervi. Dacă ești la început, dacă e doar un zgâriat de suprafață, ca să zic așa, pe deranjul ăsta pe nervi, de distrugerea cablajului de pe nervi, de a mielinei, poate să-ți facă toate testele din lume, că nu se va vedea nimic pe aparat. Când se vede, e prea târziu oricum. Și m-am întors pe toate părțile și mi-au făcut un milion de analize și am încercat să le explic cu mâncarea, cu ce s-a întâmplat, cu... N-aveai cu cine, ei au șablonul lor, nu știu să iasă din el. Deci am avut parte de o doctoriță acolo, nu mai mi-aduc aminte numele, tot asta încerc, lasă-mă să-mi fac treaba, lasă-mă să-mi fac treaba. După 9 zile ne găsi nimic, toate analizele fiind bune, iară, testul de glucoză. Deci atâta m-am simțit de la testul de glucoză, aceeași poveste. Dimineața bună, testul de glucoză, iară, 220-230, ai zis că mor. Nu se vede, e ca și când bei vodka, ce se vede pe fața ta? Se vede, un pic pe ochi se vede că ești mai beat, cam atât. În rest ești normal și vorbești un pic mai lent. În cazul meu cu glucoza asta, când mă zăpăcesc așa de tare, ca și cum aș bea alcool cu pastile, cu somnifere, nu știu cum să descriu, chiar nu se vedea nimic. Deci arătam la fel ca o oră înainte, când nu luam nimic, puteam să vorbesc, puteam să stau în picioare, cu toate că nici nu mai știam cum mă cheamă de zăpăceală și de amețeală. Și a venit o riță, am zis, am început să plâng, pur și simplu, nu mai suportam, Doamne, uite, am avut 220, acum am căzut la 60 și tremuram tot și bătea inima în draci și simțeam că mor și mi-era foame și nu puteam să mă ating de nimic. La care doctorița a zice, păi uite, și eu am glicemie 60 tot timpul și eu n-am hipoglicemie. Și asta mi-a zis absolut tot ce aveam nevoie să știu. Deci ei cred că toate noi funcționăm la fel, toți stăm la fel. Alții la glicemii de 60 pot să și moară, că cine știe cum funcționează, alții la glicemii de 60 sunt ok și la 120 simt ca dracu. Deci, în fine, nu prea cunoșteau mare lucru de
I-a căutat despre bolile, și pentru boli autoimune, m-au testat, n-au găsit nimic. Și acolo, în ultima zi, a venit și profesorul ăsta și a început să-mi țină lecții de viață, că să-mi bag mințile în cap, că el a avut atâtea probleme în viața lui și că trebuie să mă pun pe picioare, să revin bine, pe un ton, nu așa, pe genul, bă, rahat cu ochi, ce cauți în spitalul meu, că n-ai nimic, ce te plângi atât, au te împins, dă-mă-te acasă, ceva de genul ăsta. Și cred că eram printre cei mai bolnavi oameni de acolo. Sau mă rog, mă simțeam, nu neapărat bolnav, mă simțeam printre cei mai rău de acolo. Și na, iară din nou n-am putere să mă apăr, îmi venea să urlu de nervi, nu... N-ai cu cine, oricum conta și dacă mă apuram ce rezolvam, ce... M-au externat, pe drum a sunat nutriționista să mă duc înapoi la... ce am uitat să zic, că la final au zis că să-mi facă o puncție lombară. Ca să-mi ia fluid, să vadă dacă găsesc ceva acolo, dar... N-am mai avut încredere în ei și am auzit multe povești și n-am avut să fac, nu mai am mai lipsea, să-mi bage, să-mi distrugă și coloana. Ce e ciudat cu puncția lombară, să zicem că ai scleroză multiplă, chiar dacă îți găsesc anticorpi specifici în lichidul ăsta din coloană, din măduva spinării, dacă nu ai leziuni, oricum e irelevant. Deci, mă așa, că îți mai ia aia din... Îți bag un ac în spate și poate te mai și paralizează, pentru că am văzut și am citit povești, sunt oameni care au paralizat de la mizeria asta, nu e chiar așa de... În fine. Și am ajuns acasă, din nou durerile au devenit insuportabile, pe mâini, pe picioare, nu mai știam ce să mănânc. Devenise insuportabil să stai lângă mine cum vorbesc, atunci nu puteam să... Nu mai vreau să văd pe nimeni, nu mai... Știu că am respins-o pe Meli și pe Iza, familia mea, soția și fetița, și am stat singur vreo 2 săptămâni, cum eram pe jos, mă ascundeam prin colțul meu. Am încercat să mă mișc atunci, știu că am zis, hai să mă forțez să mă mișc, am luat bicicleta să mă duc pe aici, pe aici sunt niște zone foarte frumoase. Și am reușit să pedalez vreo oră, după care a trebuit să pun ceva în gură, că nu mai puteam și n-am avut nimic decât pâine albă. Deci cum mi-au atins pâinea aia, intestinul subțire, ferească Dumnezeu ce am putut să simt în mine. Ei nu pot să descriu, e... Uribil. După care am zis, ok, hai să văd, nu mai suport, mai zis, mai să mai îmi dau o șansă, să mai... Nu mai suport carbohidrații. Ce pot să fac, ce pot să mănânc? Carbohidrații erau cea mai mare problemă. Ce pot să aleg, ce pot să... Și am citit pe net, am găsit niște cărți, între timp am citisem alte cărți. O dietă anticandida vegană, pentru că știam că de la carne mă doare capul foarte tare, încercasem. Și era o dietă bazată pe nuci, semințe, cartofi dulce, foarte puțin legume. Era foarte greu de gătit. Și m-am întors acasă la Meli, normal că m-au primit. 3 luni de zile am mâncat așa, la început am prins puțin curaj pentru că ne mai mânc... eu aveam deja 6 luni de nu mai mâncam aproape nimic, numai salate și mizerii și tot timpul când mâncam simțeam că mor. Mâncând nucile astea, reacția asta autoimună nu mai era atât de severă, era puțin mai bine, cu toate că oboseam îngrozitor, dar nu mai părea să stea starea asta de beție, durerile pe picioare, pe mâini dispăruseră și atunci mi-am dat seama că o parte din ele sunt de la gluten. Și am prins curaj, dimineața am început să mă mișc. Am mers cu soția la un băiat, la un băiat Adi care lucrează cu Dumnezeu și am făcut foarte multă meditație și am început să sper că pot să-mi revin, era mai bine. În timpul ăla nu mă atinsese niciun fruct, absolut nimic, doar nucile astea, semințe, o dietă, toate ziua eram în bucătărie mea să-mi gătească chestia asta. Și problema era că de fiecare dată când mâncam, mă umflam ca și acum, de altfel de la nucile alea, de la grăsime, mă umflam îngrozitor. Rețineam foarte multă grăsime și foarte multă apă și... Da, și am ținut așa vreo 3 luni, am avut câteva, chiar am avut într-o seară un moment, am zis, cred că îmi revin, eram mai bine, din cauza că nu era beția asta de la carbohidrați, aveam...
Speram că se va schimba ceva, că se va... Și băiatul ăsta, Adi, mi-a dat foarte multă speranță și eu credeam în Dumnezeu și înainte de asta, acum cred mai mult, pentru că înțeleg, în fine. Și ce s-a întâmplat, de fapt, ce, cum am căzut, am mers și m-a rugat foarte mult, am făcut, am mers la 9 masuri dimineața, pentru mine era oribil, plecam la 6, la 5, de-abia ajungeam la biserică acolo, că era departe de noi, a fost foarte greu, dar nu-mi părea rău, pentru că mă rugam și... Compensa cumva toată chestia asta. Și într-o... Era, cred că era toamnă. Mi-a fost poftă să mănânc niște fructe. Niște, am zis, hai să nu mănânc fructe cu zahăr, să mănânc afine. Și am mâncat, cred că, 2 mâini de afine și pur și simplu am căzut la 4-3 zile, nu m-am putut mișca. Am început să am diarie, scaunul s-a schimbat din nou verde. S-a dus tot progresul meu în alea 3 luni, toată speranța, o să pe apa sâmbătă după 2 pumni de afine. După care am stat, și a fost o perioadă îngrozitoare. Dimineața mă trezeam și alergam pe bandă, îmi cumpărasem o bandă pe stomacul gol, de-abia mă mișcam, mă dureau genunchi îngrozitor. Fost oribil, n-aveam energie deloc. Nu? Dar a fost bine într-un fel, pentru că aveam puțină speranță, era... Puteam să lupt, puteam să mănânc ceva. S-a dus tot naibii. După afinele astea, n-am mai putut să revin la dietă, n-am mai tolerat-o nici aia. Și s-a terminat tot progresul meu și am rămas în iad, practic. Din nou, Adi, băiatul cu care am lucrat, n-am mai vrut să continue, nu știu, cred că s-a simțit, nu știu de ce. Mi-ar fi prins bine să fi fost lângă mine, dar asta e. Am învățat niște lucruri și asta se aplică, cred, în orice, neapărat când ești bun la o așa. Toți pleacă de lângă tine, toți care zic că nu te lasă, toți pleacă, toți, fiecare are viața lui, fiecare și e ok, însă pentru cel care rămâne în spate și care suferă e greu să asimileze toată mizeria asta, toate vin pe tine, nu se mai opresc, numai rele, numai rele. Și unde am rămas, că deja nu mai pot, mă pierd. Era toamnă, deja începuseră alte probleme, creierul mi era din ce în ce mai rău, starea asta de confuzie, nu puteam să gândesc, cum încercam să vorbesc cu cineva sau să gândesc mai mult, să intru într-o conversație, sau... deci pur și simplu în 5 minute eram distrus, zici că și știi ce am făcut. Începuseră să mă doară foarte tare șoldurile, țin minte, de-abia puteam să merg. Și am continuat să mănânc așa, luam... Știu că după aceea m-am mutat din nou aici, am fost perioada aia cât am stat cu... De am mâncat așa, fel asta cu nuci, cu semințe, eram acasă la bloc. După care în toamnă am venit aici din nou, la atelier, tot când am fost la bloc, când am fost aici. Și... Nu mai știam ce să fac, deja iară nu mai puteam să mănânc nimic. Nici nu mai știu ce Dumnezeu mâncam, pe cuvânt, dacă mai mi-aduc aminte. Mâncam, că n-aveam ce, dar tot așa, cu nuci, cu clătite din semințe, cu temir ce porcării de astea, de n-au auzit nimeni de ele. Practic încercam să evit cât se poate de mult glucidele, carbohidrații. Nemai având ce trebuie în corp, celulele mele pur și simplu mureau de foame, creierul meu era atacat de... Sistemul meu imunitar, digestia mea era distrusă, nu mai puteam să asimilez nimic. Asimilez la nivel celular, să asimilez energie, la asta mă refer, că... grăsimea iau pe mine, suficient. Nu e o problemă, nu la asta mă refer. Au urmat câteva luni oribile, pur și simplu depresia a fost de nedescris. Nu mai țin minte exact ce și cum s-a întâmplat, dar știu, mi-aduc aminte că era deja Crăciun, scar un pic peste, că nu mai țin minte, pur și simplu. Ce mai vreau să zic, un episod la Oradea, între timp au mai fost alte spitale, alte locuri, alte stăna, nici n-are rost să mai zic că peste tot aceeași poveste. La Oradea era o poveste, aceeași problemă cu diabetul, se pare incredibil.
Deci când am intrat în cabinet, am fost la o clinică care se ocupa doar de diabet. Am zis, bă, să mă duc acolo, că poate o doctoriță care încearcă ceva, nu știu. Încă credeam și încă în continuare cred că o parte, o mare parte din problemele mele sunt legate de reacția aceasta, sistemul meu imun la glucoză. Bana mi se întâmplă, nu pot să înțeleg. Și am ajuns în cabinet, neștiind ce să mănânc pe drum, am mâncat niște chefir cu niște fructe goji berry. M-am făcut pilaf, zici că am fost la un chef și am băut 10 sticle de vodka. Așa mă simțeam, mă, și de-abia mă țineam pe picioare, de-abia mergeam, vederea mea era cea parcea. Și am ajuns în cabinet la doctorița asta și mi-a luat glucoza, i-am zis pe scurt ce și cum, mi-a luat glicemia, era vreo 220. Când a văzut că glicemia a intrat în panică, băi cum, tu nu faci tratament? Zice, tu ar trebui să fii pe tratament. Păi zic, doamne, de 6 luni mă chinui să găsesc un medic care să măcar să încerce să mă trateze, să mă... Și nimeni nu mă bagă în seamă, pentru că am glicemie mare după ce mănânc. După aia se revine totul la ok, dimineața e ok. A intrat în panică, am vrut să scrie nu știu ce pastile. Am zis, doamne, nu dați pastile până nu mă... Haideți că rămân, mă internez 3 zile și vedem. M-a internat 3 zile, am început să mănânc ce mi-au dat ei. Glicemiile nu mai erau 200 după pâine cu mâncarea lor din spital, mâncare normală, erau 170. Pentru mine era aproape la fel, mă simțeam aproape la fel. Și mâncând pâine și unt și alimente, încă o dată zic, alimente normale pentru un om sănătos, însă pentru mine sunt pur și simplu o travă. Am toate simptomele, au luat o razna, deci vederea mea, duc aminte și acum, așa cum am vederea, foarte, foarte rea, dar atunci, în momentul ăla când mâncam chestiile alea, era... Parcă halucinam, nu mai vedeam deloc aproape, aveam momente în care vedeam doar alb. Ce oribil, durerile de cap de nedescris, urinam în continuu. Aceeași poveste, n-au știu ce să-mi fac, am plecat acasă, la revedere. Și de Crăciun a venit sora mea aici la ateliu, la părinți și eram deja într-o stare atât de proastă, de mi-era frică să mai stau lângă cineva. Toate adunate la un loc, și depresie și... Mai ales ce simțeam, pentru că dacă nu m-aș simți rău, de la orice om care simte rău apare depresie, mai ales când ești așa. N-ai ce să faci, inevitabil e. Am fost atât de speriat când a venit sora mea aici, de când i-am văzut, am ieșit afară, n-am putut să respir 10 minute, am zis că mor, am zis că mă sufoc. Și am hotărât, încă o dată pe scurt, am hotărât să mergem la Breakspeare în Londra, este o clinică care se ocupă doar de cazuri din acestea ciudate, ca să zic așa, și majoritatea cu sistemul imunitar, pentru că când apar problemele astea sistemului imunitar, apar niște simptome care nu se pot descrie. Nici măcar cum, când ți-i foame, cum descrii la un robot că ți-i foame? Poți să-i zici, n-ai cum să descrii senzația dacă nu o simțit-o, robotul ăla. La fel și cu ce simt eu, e foarte greu să descriu, să pun în cuvinte ce simt, pentru că un om sănătos niciodată nu simți treaba asta și bine că nu simte, că o e raznă. Da. Și am ajuns la Breakspeare, am dormit cu nepotul meu în cameră vreo 2 luni, atunci l-am îndezăpăcit de cap. Pentru mine a fost foarte greu, eram tot timpul izolat, nu știam cum să mă ferez. Nu neapărat că nu vreau să am stat în casă cu Mari, cu Andrei, cu natul meu și cu sora sa și cu natul meu. Era foarte greu să stau lângă ei și să-i aud cum vorbesc din cauza creierului, cum simțeam totuși, cum percepeam totuși. Eram mor de foame. Am încercat să mănânc niște paste, ce-ți minte și acum, și după ce am mâncat paste, la câteva ore au început să-mi apară niște pognituri în urechi. Deci, ceva incredibil, ceva de nedescris. Păi... Cu o căprioară. Bă, niște vulpi. Și am mers la Breakspeare, medicul de acolo m-a văzut, mi-a pus diagnostic de sindrom oboseală cronică inițial. Testele de acolo sunt foarte scumpe, foarte, foarte scumpe. Clinica în sine foarte scumpă. Și mi-a zis așa, sistemul tău imunitar a căzut, nu pe povești, se vedea în analize, s-au făcut analize ale intestinului, se vedea sistemul meu imun în intestinul, de fapt acolo avem ceva, era foarte, foarte jos, era mult sub valoarea normală. Și
ai făcut intoleranțele astea alimentare, practic ce mi-a deschis și asta se și întâmplă. Deci când, și am mai spus treaba asta, când mănânc se elimină substanțele în sânge din mâncare ce rezultă glucide și ce scuze că m-a pus în foarte mințit. Sistemul imunitar le percepe ca un inamic, ca un dușman și începe să creeze anticorpi. Și se întâmplă în corp, îți dai seama ce se întâmplă în corpul meu când apare anțile astea. Asta e una din probleme. A doua este, s-a făcut test și pentru boala Lyme și unele au ieșit pozitive, unele au ieșit negative, dar au ieșit niște... Să fac niște alt fel de teste acolo și sunt niște benzi specifice pentru boala Lyme. Și chiar dacă nu am fost pozitiv, apăreau benzile acelea, mai multe benzi apăreau că sunt... Că apare reacțiune la testul ăsta, ceea ce era clar ca bună ziua, având în vedere simptomele și că este și bacteria asta împuțită, una din ele, care o fi abana, am câți foarte multe rădăcini și familii, sau mai multe. Și mai este așa, ei acolo au niște vaccinuri care le au și acum și mă ajută, însă nu suficient cât să pot să trăiesc. M-au pus pe dietă prin rotație, nu, deci iau pauză, mai continuu mâncând, nu vreau să zic prostii. Nu ajunge pentru... A trecut aproape o lună de când am filmat data trecută și am avut mai multe tentative să continui, însă n-am avut energie, n-am avut putere, n-am... Nici acum sunt bine, dar vreau să termin de povestit chestia asta. Nu știu, mă întrebam de ce fac asta, de ce... Sunt sigur că mulți dintre voi nici vă interesează, aveți problemele voastre, aveți probleme normale, nu ceva atât de îngrozitor, însă știu că vor fi alții care trec prin ceva asemănător și într-un fel sau altul asta îi va ajuta, nu știu cât le va oferi răspunsuri, dar știu că pur și simplu îi va ajuta să știe că mai e cineva care se chinuie așa și... Practic, când ai boala asta, când îți cade sistemul imunitar și se întoarce împotriva ta, este ca și cum ai avea scleroză multiplă, dar mult, mult mai rău de atât, pentru că nu e doar sistemul imunitar distrus, în cazul meu, metabolismul lipidelor și glucidelor, ambele sunt varză, nu mai pot să asimilez niciun fel de mâncare, mă îngraș foarte repede, pur și simplu mă umplu cu apă, mă, și acum eu am o dietă normală, adică semi-ketogenică și sunt plin, plin de grăsime. Vede? Sunt plin de apă. Cum mănânc ceva, cum pur și simplu mă umplu ca un balon după fiecare masă. În același timp sunt mor de foame în permanență, adică cu toate că am grăsimea asta pe mine și ar trebui să am energie. Dacă ai grăsime, ai rezerve, trebuie să reziști, trebuie să poți să treci până la 3 săptămâni fără mâncare. În cazul meu, dacă nu mănânc, sunt tot timpul, nu știu dacă chiar am hipoglicemie, probabil că glicemia undeva la 70 de miligrame, 80 de miligrame pe decilitru, ceea ce e normal, însă eu mă simt ca și cum aș avea hipoglicemie, tremur, de-abia pot să mă mișc. Mă simt ca și când sunt convins că mulți dintre voi știți cum e să-ți fie foame de tremur, dacă nu pui ceva în gură simți că mori. Cam așa mă simt eu dacă nu mănânc nimic. Și cum am, o să vă zic că am încercat și să postez. Da, cum ziceam, sunt foarte mulți, foarte, foarte mulți care sunt bolnavi așa și nu pot nici măcar să vorbească, nu pot nici măcar să-și spună punctul de vedere pentru că n-au energie și oricum, nu știu, vorbești de unul singur pentru că nu te crede nimeni. Și tot ce poți să faci este să cerci să vorbești, să... Probabil că nu se va schimba nimic pentru că am fost față în față cu medicii și am văzut cum se poartă. Apoi să vadă un film, un video de asta pentru ei e egal cu zero. Și în toată călătoria mea am văzut cel puțin 300 de doctori, dacă nu mai mulți, din toate spitalele și prin toate mizeriile astea pe unde am fost. Un singur m-a înțeles, pentru că am să ajung și acolo, pentru că el se lovește de cazul din acestea zilnic. Problema cea mai mare cu medici este că nu știu să spună, nu știu, sunt prea inteligent, sunt prea, se cred prea deștept, parcă, nu știu, pământul nu se învârte fără ei, ceva de genul ăsta. Trebuie să știe și ei că sunt oameni și mai ales ei ar trebui să știe cât de complex
este corpul nostru și cât de puțin se știe despre, mai ales despre sistemul mental. Uite, luați de exemplu scleroza multiplă. Ce tratament dați la scleroza multiplă? N-are cum, n-are ce să-ți dea, suprimă sistemul imunitar, atât. Nu înțeleg ce se întâmplă, nu știu cum să-l repare, nu știu cum să-l remoduleze, pentru că sunt niște procese foarte, foarte complicate. Vorbim de niște substanțe chimice eliminate în corpul nostru, în niște doze lăsate de la Dumnezeu, care se dereglează, nu mai știi să le reglezi. Deci când ai o boală și mergi la medic, nu știu, ai o problemă cu inima, ai de schimbat ceva în tine, ai te miri ceea ce se vede, adică ce poți să vezi pe un aparat, să vezi în analiza de sânge, da, medicina cred că te poate ajuta să mai trăiești, o mai întinzi 10, 20, 25 de ani, ceea ce e extraordinar. Dar când ai o boală funcțională de genul ăsta, Lyme, mai ME, de asta, sindromul boseală cronică, o cădere a sistemului imunitar sau un diabet agresiv sau nu știu ce să facă, pentru că nu înțeleg, pur și simplu nu înțeleg. Și sistemul, din păcate, o să nu credeți că sunt copil, înainte de boala asta am trăit, 34 de ani am trăit, n-am fost perfect. Dar am făcut cu viața mea ceva și erau împlântat în pământ, înțelegeau cum funcționează lucrurile, știu că lumea e nedreaptă și că suntem egoiști, că suntem cum suntem. Deci nu sunt picat din cer, însă când te pricopsești cu așa ceva, pur și simplu devii o legumă, nu mai poți să te îngrijești. Tot ce știai înainte, toată mândria că ești, nu știu, bărbat, că ai făcut aia, că ai făcut aia, să duce papa sâmbetei, nu mai rămâne nimic. Ești la mila bolii, ai muri maxim un an de zile, dacă nu mai puțin, dacă n-ai avea ajutor. Sunt oameni, eu chiar nu știu, nici nu știu cum Dumnezeu reușește să trăiască. Am văzut cazuri pe internet cu oameni bolnavi de nu mai pot nici să-și miște capul și încă trăiesc. Pur și simplu stau întinși în pat și trăiesc din mila altora, le duce, le dă să mănânce orice, nu mă stresc. Așa suntem programați, așa suntem făcuți de Dumnezeu, fiecare celulă, chiar dacă simți că nu mai ai niciun rost, vrei să trăiești, vrei să trăiești, pur și simplu, așa suntem toți. Veți vedea și voi care veți ajunge la final de drum și practic îți dai seama că nu mai ești varză, ești gata, ajungi la... Și cu un picior în groapă tot vrei să trăiești, ai face orice. Indiferent cât ești de bătrân, indiferent cât ești de tânăr, nu contează, așa suntem programați. Așa e natura noastră. Da, le amestec toate și le am foarte greu, sunt foarte confuz și un lucru foarte, ceea ce este foarte, foarte aiurea cu boala asta este că arăți aproape normal, vorbesc aproape normal, însă sunt atât de zăpăcit de cap, mă simt de parcă după 3 zile de nesomn și 20 de sticle de vodcă băute, deci pur și simplu sunt parcă aș halucina, parcă aș visa tot timpul. Iar când mănânc, sistemul meu imunitar o ia razna, nici nu vreți să știți cum e. Deci e ceva îngrozitor. Dar nu mai știu exact unde am rămas. Deci venisem de la București și începusem să lucrez cu healerul acesta, însă din continuare nu mâncam. Deci mâncam foarte puțin. Și în București am încercat să le explic că nu mănânc, însă nu m-a crezut nimeni, pentru că din cauza problemei acesteia metabolice care practic mi este imposibil să pierd greutate și cum am, dacă nu mănânc să zic 5 zile și am încercat treaba asta și era să mor, am pierdut în 9 zile de post cu apă, am pierdut 100 de grame sau ceva de genul ăsta. Iar când am început să mănânc s-a pus totul pe mine. Deci mă umflu, pur și simplu mă umflu ca un balon după fiecare masă. Ce se întâmplă în corpul meu, habar nu am. Și nu pot să explic treaba asta. De fiecare dată când am încercat să o explic și am încercat să găsesc răspunsuri și clar, doar chimic se întâmplă ceva în corpul meu, nu m-au crezut pentru că nu am 170 de kg să mă îngraș și nu am nici 50 de kg să zic că sunt schelet ambulant. Cu toate că pielea mea nu se vede, dar pielea mea pe mâini nu se vede pe cameră, deci pur și simplu eu sunt gras și sunt galben, deci așa ceva eu n-am văzut și am căutat și am pus pe forumuri și nu se poate să fii galben și cu grăsime. Pe față nu se vede că m-a prins soarele și am prins și un pic de culoare, că acum în ultima vreme am mâncat ceva. Dar, în fine, asta e doar una din probleme. Ce vreau să zic este că boala asta împuțită și sunt convins că Lyme, bacteria asta, a generat totul pentru că în cazul meu au fost 4 zile de febră după care viața mea s-a dus naibii. Deci nu faci febră decât dacă ai o infecție în corp. Și am avut tot felul de simptome ciudate. Am simțit că mă mâncă picioarele, mâncau așa de tare labele picioarelor, încât
venea să mă sui pe pereți, nu mai puteam, nu mai suportam, deci când mi-a umblat ceva pe sub picioare, m-am scărpinat 2 zile de aveam rând pe picioare. După care acolo s-au oprit și au venit altele și... Sunt convins că este infecțios. Șansele sunt foarte, foarte mari să fie de la boala Lyme, însă în punctul în care sunt, nu pot să tratez bacteria. Nu e ca și cum ai pneumonie. Deci, ce s-a întâmplat este o dereglare generală a corpului, mai ales a sistemului imunitar și a creierului în sine, pentru că funcțiile mele nici nu mai merge cum trebuie. Este adevărul, nu mai funcționez normal. Sunt tot timpul pe avarie, sunt tot timpul obosit și vai de capul meu. Și nu ai ce să repare, omor bacteria, zice, ia antibiotic, te duci în spital și te ține pe antibiotice și te ține în viață cu temir ce minuni de asta, droguri. Dar chiar dacă omori bacteria în sine, să zicem printr-o minune, corpul antibiotice a reușit să moară cu toate că șansele sunt foarte slabe, vorbind de o bacterie cu evoluție de peste 4 milioane de ani. Și te dalești tu cu antibiotice, în fine. Să zicem că te-ai vindecat de aia, problemele tot rămân. Ce s-a întâmplat în corpul tău? Dezechilibrele hormonale rămân, sistemul imunitar este varză, la fel, nu se schimbă absolut nimic. Deci la fel de bolnav ca înainte. Poate mai bolnav de la antibiotice că ai mai distrus ceva în tine. Și nu uitați că eu m-am îmbolnăvit pe o dietă pe care alții se vindecă. Deci foarte mulți s-au vindecat de mizeria asta cu pe o dietă bazată pe fructe și o dietă vegană. Deci n-am unde să mă duc, n-am unde să mă întorc. Da. O să încerc să las câteva filmulețe, nu în filmulețul ăsta cu alte persoane care se chinuie cu blestemul ăsta, nu pot să-i zic altceva altfel. Vedeți că nu sunt singur, mulți sunt care nu știu. Da. Când am venit de la București, la fel, a urmat, era primăvară în 2015, era aproape spre primăvară. Știu că lucram cu băiatul ăsta, cu healerul ăsta și aveam niște stări incredibile, plângeam și urlam și transpiram când făceam cu el și... Probabil că îmi făceau bine, ceva se schimba energetic în corpul meu, însă... Stop. Noi avem niște funcții de bază, adică trebuie să mănânci, trebuie să respiri, trebuie să te miști ca să poți să trăiești. La mine una dintre funcțiile astea nu mai funcționează. Mâncatul, pentru mine mâncatul e ca și cum... Tot făcea niște comparări sora mea, că ca și cum te duci la dentist. E ca și cum te duci la dentist și scoate toate moselele fără anestezic. Așa mă simt. Deci pur și simplu că vine ora să mănânc, mi se face și trebuie să mănânc, că dacă nu mori. Deci ce se întâmplă în corpul meu după ce mănânc este ceva de... Nu se poate descrie în cuvinte. Pur și simplu sistemul meu imunitar, orice pun în el, pe gură sau pe venă, îl vede ca un intrus. Dacă mănânc mămăligă, vede ca un dușman, ca și cum aș avea, ca și cum aș, ca și face o răceală. Deci reacționează într-un hal de nedescris și din păcate proteinele din animale, din alimentație, chiar și cele din fructe, și fructele au bucăți mici de proteine și tot felul de substanțe, seamănă foarte mult cu construcția corpului nostru, mai ales cu cele din creier. De exemplu, glutenul seamănă foarte, foarte tare cu, ca și compoziție celulară, nu știu cum să-i zic, ca și ADN, ca și compoziție în sine, ca și structură cu proteina de pe stratul de mielină, de pe nervi. Toți nervii noștri sunt apărați de un cablaș, ca să zic așa, din mielină. Iar când ai o boală autoimună și ai mâncat cu gluten, ceea ce am încercat și a fost cea mare prostie care am făcut-o, deci pur și simplu ai niște dureri. Nu cred că se pot descrie durerile acelea. Ca și când ai o durere de mosea și te apasă cineva pe mosea și simți că e, nu mai poți, vine să urli, așa simți în picioare și în mâini. În extremități. Pentru că de acolo începe fiind nervii mai subțiri, cablurile mai subțiri. Acolo când apare deranjul, nervii, semnalele pe nervi se transmit greșit și apar niște dureri insuportabile și normal că nu se văd, că arăți la fel, nimeni nu te crede, tu urli de durere, toată lumea zice că ai nebunit, că nu se vede. Nu. Și am venit de la București. O să vorbești de depresie în alt video, dar vreau să fac un scurt, așa o scurtă descriere cu ce cred eu. Deci eu sunt convins, dacă te uiți pe internet la simptomele depresiei,
Sunt toate simptomele din lume. Deci, de la orice e la depresie. Și neuropatie, și vedere dublă. Și cum dracu, Doamne iartă-mă, să ai vedere dublă și neuropatie că ești supărat. Nu există așa ceva. Deci, în toate cazurile, sunt convins, când ești bolnav, se spune că depresia este un precursor al bolii Alzheimer sau al bolii X sau al bolii... Eu cred că boala era deja acolo și depresia a început să apară pentru că te simți ca un rahat și nu mai poți face nimic cu viața ta. Și apar dezechilibre biochimice în creier care nu le înțelege nimeni și creierul tău nu mai poate și o ia razna tot corpul. Deci depresia este o mizerie în sine ca și diagnostic și este cel mai mare... Cel mai mare dușman pentru un om bolnav cu boală cronică de genul ăsta, care nu e neapărat că nu e descoperită, nu se înțelege. Te tratează cu antidepresive, tu fiind deja dereglat, vorbind de niște antide... Cum funcționează de la medic psihiatru când te duci? Hai că te pun pe astea două antidepresive, că o funcționa la încă 15. Le iei alea 3 luni, dacă nu... Imaginează că vorbim de niște droguri, de niște neurotransmițători, despre hormoni care îți afectează în mod direct creierul. Deci sunt niște droguri extraordinar de periculoase și un om sănătos ți-l poate face pilaf cu mizeriile astea. Apoi unul care e deja distrus. Și dacă peste 3 luni nu ești mai bine, probabil că nu ești, că n-ai cum să fii de la căcaturile alea, cam luat și știu cum e, le schimbă. Deci e ca la loterie. Hai că-ți dau drogul ăsta, să vedem cât de bine te amețește și cât de bine te zăpăcește. Poate nu mai zici nimic și nu mai superi familia și nu mai comentezi, nu mai mergi pe la doctor, că oricum n-are rost. Dacă nu funcționează, vii și-ți dau altceva. Și până la urmă se ajunge la te mir ce mizerie. Am auzit cazuri și se vorbeau de cazuri de electroșocuri. Deci tu ești pe moarte și ți-e de electroșocuri. Ca să ce? Să te omoare mai repede. Deci psihiatria în sine este cea mai mare mizerie inventată de om. Oricum dacă o iei razna și nu mai funcționează creierul, ce-ți faci la psihiatrie nu te face bine, te sedează. Asta e tot. Te bagă într-un salon acolo și îți dă sedative până nu mai știi cum te cheamă. Și nu mai zici nimic, nu mai urli, nu mai plângi, nu mai... Ești mort, pur și simplu. Trăiești cel mai mare coșmar care îl poți trăi. Deci să vă fie rușine celor medicilor psihiatri, să vă fie absolut rușine pentru că pentru mine a fost un coșmar să vin în cabinetul vostru, că nu pot să vă zic dumneavoastră, că n-am respect pentru voi. Și vă spuneam toate, am o listă de simptome, de 100 de simptome, una mai nasă, cum mai au una dintre ele de ați avea, ați nebunii, cu toate cărțile voastre și cu toate... Și tot ce am primit de la voi au fost niște pastile și să nu mai bag în seamă. Normal că pentru el e bine, că el merge acasă și umple burta cu sarmale sau ce dracu mâncă și se pune la televizor și bea berea și îl doare în bască. Că toți care am văzut sunt cu burți și în fine. Normal că nu simte și nu o doare. Deci cu atâta simplitate îți dau niște pastile atât de toxice și atât de periculoase. Și normal că trebuie să le accepti, pentru că familia vrea să vadă că nu mai plângi, că vrea să vadă că ești mai bine. Că... Toată chestia asta nu se vede, v-am zis, doar o simți. Când începe să vadă, deja e rău. Și ei ar încerca orice, normal, nu înțeleg, te iubesc, vor să-ți fie mai bine, dar să fac mai mult rău pe chestia asta. Dar am să revin din nou cu depresia și cu mizeriile astea în timp ce mai povestesc ce și cum. Va fi un video foarte, foarte lung, cred câteva ore, dar cine va avea răbdare să uite, nu știu cât se va înțelege din el. Pentru cine e normal, nu cred că va avea niciun sens, dar îmi dau toată silința. Da, cum am zis, am venit acasă, depresia și durerile de cap erau insuportabile, deci mă durea capul atât de tare cum mă doare și acum de altfel. Simțeam că îmi bagă cineva cuțite în creier, deci o presiune permanentă, tot felul de senzații și de... Că nici nu le pot descrie. Vederea mi s-a dus naibii, am început să văd în ceață. Imaginați-vă să începe să vedeți în ceață, să vedeți dublu. Nu te sperii, că îmi dă o razna. Știi că e grav, deci orice om, nici nu trebuie să ai școală, nu trebuie să știi nimic. Când vezi că dublu și nu mai vezi, e nasol și te doare capul de nebune și nu te crede nimeni. Și... Deci ce vreau să zic? Să nu credeți că sunt un copil. Știam cum funcționează sistemul medical, știam că e doar o... Te duci la doctor și e doar o afacere și știu în continuare, însă când ajungi la așa de rău și nu poți să ieși singur din treaba asta, pentru că o să vedeți, am încercat, n-ai cum, deci nu mai funcționezi, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de puțitele astea de droguri, de ceva să schimbe ceva în corpul tău, să-ți fie mai bine.
Și mulți găsesc alinare, de exemplu, am găsit foarte multe cazuri care au scăpat cu viață și au reușit să continue cu un drog care se folosește pentru alcooliști. Zice low dose imuno naltrexone, ceva de genul ăsta. Și drogul ăsta acționează niște receptori în creier care calmează sistemul imunitar și din cauza asta te simți puțin mai bine. Bineînțeles, nu rezolvi nimic, dar poți să trăiești, nu mai ești în pat toată ziua, nu te mai chinui toată ziua. Sunt foarte mulți care au reușit să se pună pe picioare cu chestia asta și să meargă înainte cu o viață grea, pentru că nu mai ești om normal, odată ce sistemul imunitar o ia razna și te atacă, orice faci, nu mai ești normal. Da, și am ajuns la Breakspear. Trebuie să mă mișc puțin ca să pot să vorbesc. După ce mă mișc puțin, capul mi se limpezește cât de cât. S-au făcut acolo niște teste care nu cred că se fac în altă parte. În primul rând, s-au făcut pentru boala Lyme, cum am zis, unele aveau pozitive, dar se vedea clar că este activitate pe niște benzi specifice a bolii Lyme. Iar având în vedere că sistemul meu imunitar este foarte slăbit, abar n-am ce se întâmplă. Deci ca și număr de celule albe este normal, dar nu mai poate să... Nu mai știe cum să funcționeze, s-a dereglat. Nu știu, chiar nu înțeleg cum s-a întâmplat. Având în vedere sistemul imunitar și testele, deci mi s-a pus și diagnostic de boala Lyme, însă nici poveste de tratament, pentru că corpul meu e prea slăbit, nu puteam să mă ating de antibiotic și sunt cazuri care stau pe antibiotic de 2-3 ani și degeaba, când corpul nu mai funcționează, degeaba mor bacteria, că rămâne corpul defect și te simți la fel. Și ce s-a încercat? Lasă nu și acolo. Deci s-a făcut un test pentru boala Lyme, a ieșit 50-50. Da sau ba, el după simptome și având în vedere că am contact cu puște toată viața, chiar și în perioada aia s-a pus și diagnostic de Lyme și s-a făcut un test pentru să se vadă cum produc celulele mele energie, pentru că una din problemele cea mai mare este oboseala, deci oboseala care o simt nu se poate descrie în cuvinte, deci mi este greu să mișc ochii în cap câteodată atât de obosit, pot să-mi țin ochii deschiși, deci toți mușchii mi sunt țepeniți, parcă-s... Și în permanență, în permanență. Și testul a venit, deci noi în celulele noastre avem, ne spune, niște bacterii care au evoluat odată cu noi, se numesc mitocondrii. Și bacteriile astea cu ajutorul glucozei, deci glucoza intră în bacterie, în celulă, bacteria mănâncă glucoza și bobește, că ce se întâmplă acolo e ceva incredibil. Produce o moleculă care îi zice ATP, nu mai știu denumirea completă, și molecula asta ne dă nouă energie și din cauza acestei molecule zâmbim și sărim în sus și vrem să facem de toate și suntem fericiți și râdem tot timpul, chiar dacă nu prea avem motive. Suntem oameni normali, ăsta e secretul. La nivel celular aia se întâmplă, aia e minune de fapt, una dintre ele, sunt mai multe, dar aia e una din cele mai importante procese. Când ai diabet, de exemplu, de tip 2, când celulele se închid, tot aia e una din probleme, tot asta e. Celulele nu mai pot să producă energie din cauza asta. Cumva se leagă cu problema mea, bănuiala mea cu diabetul, toate se leagă cu problema asta metabolică, însă nu se justifică căderea sistemului imunitar și se justifică aceste stări, aceste alergii totale la tot. Numai orice intră în mine, sistemul imunitar îl vede ca intrus, orice, mâncare, vitamine, apă, nu contează. Și cum s-a făcut un test pentru treaba asta să se vadă cât la sută produc mitocondriile mele molecula asta ATP și a venit undeva la 49%, deci eram la jumate, cu toate că mă simțeam ca la 1%. Și în funcție, dar s-au făcut și alte teste, s-au mai văzut anumite probleme, glicemia dimineața de fiecare dată mi-este bună, câteodată chiar sub valorile normale, prea mică, cum am pus mâncare în gură, pur și simplu explodez de la o cantitate minusculă de carbohidrați, mi urcă glicemia undeva la 200, ce este ciudat că de fiecare dată mi se oprește undeva la 200-220, deci nu trec de pragul ăla. Foarte rar trec de prag, indiferent cât carbohidrați mai pot să mănânc o tonă de banane, tot acolo mi se oprește. Ce, în fine, nu înțeleg, nu are niciun sens. Poate
Mă, știu, știu că citisem la un moment dat de insulină, că sunt mai multe etape. Este insulina rapidă, cred că acolo e una din problemele mele, pe care este insulina lentă. În fine, e o nebunie generală, nici nu mai rost să mă gândesc, ziceam doar așa. Și în funcție de testele astea, doctorul mi-a zis, de mers din start, că sistemul meu imunitar este căzut, trebuie să facem cumva să liniștim. Eu n-am înțeles mai nimic, pentru că eram atât de bolnav și atât de distrus și suferisem atât de mult și eram flămând. Deci mi-era o foame de nebuneam. Mâncam și atunci plătite din semințe și toate porcăriile. Nu puteam să mănânc nimic normal. Practic, celulele mele mureau de foame și una din creierul are cele mai multe mitocondrii. Acolo se întâmplă minunea. El consumă cea mai multă energie, că nu ne dăm seama. Noi zicem că când vii de la sală, tu zici că ți s-a obosit mușchii, dar de fapt mai obosiți creierul decât mușchii. De aia te simți, dacă te-ar dura doar picioarele și capul ți-ar fi limpede, de aia va avea chef de vorbă și cu toate că te-ar dura picioarele. De fapt, acolo e secretul în creier, acolo e vitalitatea, acolo e tot. Și în funcție de testele astea, cum am spus, s-a concluzia sistemul tău slăbit și dereglat, practic. Pentru că toate cazurile astea, bolii Lyme cronic, când ajungi în faza mea, toți încep să aibă alergii la mâncare, mai ales la gluten, pentru că intri într-o stare de autoimunitate. Deci asta înseamnă autoimunitate, când începe să te atace sistemul tău imunitar și cred că e cel mai îngrozitor lucru care se poate întâmpla, comparabil cu orice altă boală, dacă te omoară mai lent. În rest, suferințele sunt comparabile cu cele mai mari mizerii, cancer și poate chiar mai rău. Și în funcție de testele astea, cum v-am zis, s-a ajuns la părerea ei, acolo fac ceva care se face, e unic în Europa. Nici nu mai n-am mai citit, că n-am mai vrut să citesc nimic, pentru că eu cu un an înainte să mă bolnăvesc eram contra piramidonului sau algocalminului, nu acceptam să iau pastile, deci pentru mine erau o trăvuri și așa și este. Și ce făcea ei acolo, se fac niște vaccinuri pentru fiecare aliment. Deci dacă mănânci varză, se elimină niște anumite substanțe, ei știu cum le fac, nu dați seama că nu e ceva simplu. Se elimină substanța asta în sânge. Sistemul imunitar are o anumită reacție, depinde de aliment. Unele mai violent, altele mai puțin violent. Și vaccinul ăsta are sens, are rolul de a neutraliza efectul ăsta al sistemului imunitar. Cum se întâmplă, habar n-am, nici n-am mai citit, nici n-are rost să citesc, oricum nu rezolv nimic. Dar ce n-am acceptat a fost faptul, nu puteam să accept că trebuie să iau vaccinurile astea, pur și simplu n-am, e pentru mine era ceva de neconceput, plus că discutase și de dieta, având dieta normală pentru un om, nu este cum se spală pe creier și cu dieta asta cu fructe care m-a nenorocit, că dacă mănânci carne mori, dacă nu carnea e problema, problema este ce este în carne și în mezeluri, toate chimicalele și euri și antibiotice. Dacă mănânci o carne curată, nu-ți face rău în combinația potrivită. Dacă mănânci două pulpe de pui cu o salată mare și un cartof dulce, te simți excelent dacă e sănătos. Nu-ți trebuie 12 banane. Cred că te simți mai bine cu carnea și cu... În fine, mi-am făcut-o cu mâna mea. Nu am înțeles, nu am știut, nu m-am oprit la timp. Iar acum sunt... Vai de capul meu. Și vaccinurile astea am început să fac câteva alimente plus histamină. Când am început să mă simt rău în vara lui toamna, vară spre toamna lui 2014, la mine a început cu vreo 4 zile de febră, cu o stare de gripă, ceea ce nu faci vara gripă, era clar că era o infecție și de asta zic, sunt convins că am și Lyme și de acolo a plecat toată mizeria. Și ce a fost unic în cazul meu, a avut o alergie, o roșiață pe toată pielea. În momentul ăla eu nu știam de fapt ce se întâmpla. Acolo aflasem, noi la contactul cu pielea, deci pe toată suprafața pielii și în intestin avem niște celule, le spune celulele mast. Nu mai știu cum denumirea în engleză și cum mai pot să gândesc. Iar celulele astea când sunt iritate, cu o stare alergică, nu știu, sunt unele persoane care sunt alergice la nuci. De mănâncă nuci se umflă tot. Asta fac celulele astea. Eliberează histamină din cauza că se produce această reacție alergică. Nu știu exact procesul. Cred ca să diminueze efectele inflamatorii. Habar n-am. Și histamina asta se întâmplă. Te roșești. Te roșești ca un... Te cap, zici că ai stat la plajă sub soare în prima zi de plajă și ai stat o zi sub soare. Așa arăți.
Și așa am fost 4 zile, plus că am avut niște mâncărimi îngrozitor în picioare și niște chestii foarte nasoale când mi-a căzut sistemul imunitar. Și da, asta s-a întâmplat. Deci când am luat într-o dimineață, am mâncat niște ovăz, mi-aduc aminte atunci, și niște ovăz cu, cred că doar ovăz fără gluten. Și am luat și vaccin pentru ovăz. Și vă dați seama, după un an și ceva de nemâncat aproape nimic, numai porcării, mi s-a distrus complet digestia. Nu în sensul că nu mai pot să mănânc, să mă duc la baie, că aia funcționează. Nu funcționează cum trebuie, dar am scaunul regular, când dimineața, când noaptea, mă trezesc la 3 dimineața să fac scaunul, deci nu mai e ca la un om normal, dar încă funcționează. Nu cum trebuie, dar funcționează. Ce mă refer? S-au distrus echilibrul acesta în intestin, în contactul cu alimente și cu sistemul imunitar. E o adevărată nebunie în intestinul nostru. Nu-i dăm importanță. Ne gândim la inimă, la rinichi, la temir ce organe, nimeni se gândește la intestin, dar cred, pe părerea mea, intestinul este cel mai important, dar cel mai important, pentru că acolo se întâmplă cele mai multe procese zilnic și de acolo primim energie și acolo intră în contact corpul nostru cu ceilalți. E o nebunie generală. Da, deși celulele mele mast au luat o razna după ce am luat vaccinul și am avut o alergie atât de agresivă încât am zis că mor. Pur și simplu am început să moroșesc, tot timpul pleacă din vârful capului și încep să moroșesc, coboară în jos, până pe picioare și vreo jumătate de oră sau o oră sau o oră jumătate, depinde cât e de puternică alergia, sunt roșu ca un ardei și ard, pur și simplu ard ca, nu știu cum să zic, ca și cum ai sta la plajă de ieșit înfierbântat, dacă pumna pe mine te arde. Și m-am speriat foarte tare, depresia plus bagul ăsta din capul meu și toate mizeriile astea la loc. Pur și simplu am intrat în panică, nu puteam să accept. În mintea mea eram spălat pe creier, trebuie să mă întorc acasă să mănânc vegan. Eram pur și simplu spălat pe creier de dietele astea vegetariene și de toți deștepții ăștia care vezi pe net că trebuie să mănânci vegan, că dacă nu mori, că... Deci e o mizerie. Și m-am întors acasă, nici nu m-a și urmat, a fost foarte greu, am făcut vaccinurile. Medicul a încercat să mă înțeleagă, am dat un medic, în sfârșit, normal că nici nu s-a pus problema că nu mă crede, pentru că acolo sunt oameni, prima oară când am văzut la clinică oameni cu probleme asemănătoare ca ale mele, cu oameni care nu puteau să mănânce. M-au auzit cazuri care i-au adus aproape morți și nu le mai dea nimeni nicio șansă, doctorul nu știa ce să le facă. Și au reușit să-i pună pe picioare între ghilimele, că odată ce ți s-a defectat sistemul imunitar, nu o să mai fie om normal veci. E foarte greu de reparat, pentru că nu se cunosc. Nu știi cum, pentru că sunt mult mai multe probleme și în corp și nu știi cum să, de unde a plecat și ce faci. Și mi-am dat seama atunci că nu sunt singurul, nu înțelegeam de ce am reacția asta la carbohidrați. Și în continuare nu sunt convins că e o stare autoimună, cu toate că nu prea are ce să fie altceva. Toată analiza a ieșit cum trebuie, n-am găsit în anii ăștia, am citit foarte multe și am postat pe forumuri de diabet cu oameni de 300-400.000 de useri care au citit o parte din ei mesajele mele și n-am găsit unul care să zică, bă, da, mă îmbăt, așa, dar am găsit starea de oboseală după mese, care e clar de la glicemie și de la faptul că cele mele nu poate să asimileze glucoza cum trebuie, dar acea stare de beție, de pur și simplu simt că mă intoxic cu alcool, n-am găsit un caz. N-am găsit un caz, unul, pe toată planeta asta și am început să gândesc, bă, poate fi eu singurul. Sunt singurul de pe lumea asta care simte așa ceva. Foarte posibil și asta, dar nu cred. Pentru că când ajungi în halul meu, nici nu mai prea poți să vorbești, nu mai arde de vorbit. Și videole astea le fac foarte greu, dar vreau să le fac. Și am intrat în panică, m-am întors acasă, fără vaccinuri. Am zis că iau doar dieta. Dieta mea era o dietă pe rotație. Cum funcționează dietele astea prin rotație? Mâncând un aliment repetat în fiecare zi, în cazul meu, în cazul meu sănătos, n-are nicio treabă, dar în cazul meu, sistemul imunitar cumva se învață cu el și îl vede din ce în ce mai agresiv, mai agresiv, mai agresiv, ca un intrus. Și atunci, mâncând o dietă prin rotație și mâncând un aliment astăzi și mai mănânci doar peste 4 zile, cumva să minimalizezi chestia asta, să... Dar eram foarte, foarte toxic în momentul ăla, pentru că nu mă mai mișcam deloc, nu mai mâncam fructe sau ceva care să-mi dea un pic de antioxidant, să mă curățe, nu mai mâncam nimic, doar, în fine. Și eu am venit acasă pe dieta asta cu
Carne, legume, n-am înțeles cum să o țin, mâncam mai multă carne decât aveam nevoie și mai puține legume. Am ținut-o tot anapoda și în 2-3 luni m-am făcut atât de rău, de că vroiam să mor, pur și simplu. Deci durerile deveniseră insuportabile pe mâini și pe picioare. Aveam neuropatie de interior, aveam niște dureri de nu puteam să vi le descriu. Mâncatul era îngrozitor, mă simțeam oribil după ce îl mâncam. Depresia, nu mai zic, 3 luni nu m-am mișcat din casă, doar în pat. Nu mai știam cine sunt, nu mai vroiam să fac nimic, nu mai puteam să fac nimic, nu mă înțelegea nimeni. E greu de explicat starea psihică prin care treci. Te duci la doctor și te simți atât de rău și ai ghinionul să te duci la medici ăștia normali și care nu știu, habar nu au ce se întâmplă cu tine, te trimit la psihiatru. Și aia e cea mai mare prostie care se poate face în cazul ăsta, pentru că ai un creier care e varză din punct de vedere biochimic și tu îl bombardezi cu mizeriile alea, nu știi ce, nu știi cum funcționează. V-am zis cum e la psihiatru, hai că încercăm asta, dacă în 3 luni nu funcționează, încercăm aia, dacă întreb până atunci mori. Funcționează, ce să funcționeze? Tu ești distrus și să funcționeze antidepresiv, să le fie rușine. V-am zis, 3 luni de groază, am încercat vitamina C, intravenos, gramaj foarte mare, pe la 7 grame, 14 grame, din nu știu de ce reacționez îngrozitor la vitamina C, ca de altfel la orice, la vitamina C una din substanțe care mă simt ca și cum aș bea glucoză, cam așa e, cam la asemănător și foarte ciudat îmi crește glicemia de la vitamina C, ce n-are nicio logică. N-am înțeles să găsesc un răspuns la asta. Deci modificările astea glicemice în corpul meu, acest diabet de tip 2 sau prediabet sau ce pizda mă să fie clar, au legătură cu căderea sistemului meu imunitar. Fără nicio discuție, sunt convins de treaba asta. Mecanismele și cum s-a întâmplat, nu știu, nu știu. Da, am încercat vitamina C aproape 2 săptămâni, fiecare zi câte 8 grame sau 14 grame. Mă simțeam oribil, mesele deveniseră de nesuportat. Nu mai știam ce să fac, pur și simplu. Venise primăvara, eram praf, plângeam în continuu, nu mai puteam controla. Nu... Dădeam cu capul de pereți la iar. Deci nu puteți să vă imaginați, nu puteți să vă imaginați. Dacă a stat lângă mine 3 ani și m-ați vedea cum mă simt, nici măcar nu v-ați apropia 10% să înțelegeți cum e, cât e de rău, cât e de... Și era aproape primăvara, părinții mai veneau pe la noi, pe acasă, eram cu soția și cu fetița acasă și am decis să vin la Teliuc, aici iară din nou aici unde filmez și acum. Și m-a ajutat maică-mea cu mâncarea, îmi dădea suplimente, stăteam aici pe bancă, stăteam pe afară, venea dimineața, auzeam ursul aici, ciobani care urcă oile și până seara nu mă mișcam de aici, stăteam și mă uitam la pomi și... Imaginează-ți o viață în care nu poți să faci nimic și suferi în continuu. Dureri de cap, nu vezi bine, nu poți să mergi, te dor toate, te piși în continuu, nu poți să dormi, tinnitusuri, bâzieli în cap, mesele, coșmar, dieta asta n-a funcționat pentru că nu țineam cum trebuie, oricum nu cred că ar funcționa fără vaccinul, dar nici nu am ținut-o cum trebuie, că mâncam prea multă carne și eram prea toxic înăuntru și... Și nici nu mai știu cum am supraviețuit până mi-aduc aminte că era Paștele în 2016. Deja soția nu mai putea, nici nu mai, nu cred că mai, nu neapărat că sunt sigur că mă iubește și o să mă iubească până mor și după ce mor. Dar nu mai putea, nu mai mă suporta, nu mai putea să mă vadă pentru că aveam dureri oribile, deci stăteam chircit în colțuri, nu mai vreau să vorbesc cu ei, mă deranja lumina, sunetul. Și nu mai, deci, boala asta tot ea, nu-ți mai dă nimic. Nu mai dă nimic înapoi. Rămâi la un moment dat cum sunt în momentul de față, sunt, nu știu cine sunt, nu mai știu. Mă trezesc ca să mă chinui, să trec peste zi în speranța că poate mâine o să fiu mai bine, dar nu e mai bine, că e la fel, poate mai rău. Da, era Paștele și mi-aduc aminte un episod foarte ciudat într-o seară. Mi s-a pus o durere puternică în coloana vertebrală, undeva mai jos de gât. Atât de rău m-a durut, dar
M-a ajutat maică-mea să mă întorc în pat. Nu puteam să mă mișc, trebuia să stau ca o scândură. Cum încercam să mă mișc puțin, deci durerile erau insuportabile, ca și cum îți băga cineva un cuțit în coloana vertebrală, poți descrie, te electrocutate. Nu știu ce s-a întâmplat atunci, apar n-am. Eram disperat, nu mai știam ce să fac. Eram pregătit să mor, practic, atunci. Ziceam, Doamne, nu mai pot, te rog, asta e... Nu mai chinuie, să... În prostia mea. Dă seama că nu mori așa ușor de boala autoimună, până nu-ți distruge nervul vag complet, să nu-ți mai controleze inima și intestinul și absolut nimic, nu mori. Te chinui și... În fin. Și... Mi-aduc aminte că eram cu maică, mi-a mai fost între timp pe la alți healer și când ajunge așa de rău, nu mai poți să gândești, nu mai poți să te controlezi, nu mai poți să ai grijă de tine. Iei decizii din ce în ce mai proaste. Nu știu dacă ai putea să iei una bună pentru că nu mai funcționează nimic, mâncarea devine o travă, familia nu te mai înțelege, nici n-au cum să te înțeleagă, nu-i vina lor, până la urmă. Și ajungi să iei decizii proaste, începi să crezi în miracole, în poate găsesc pe cineva acolo, poate găsesc pe cineva acolo. Ce s-a mai întâmplat? Asta iar a fost o decizie mai foarte, în fine. Este o clinică la Herghelia, unde, din nou, dieta asta vegană, ceea ce deja am alergie numai când aud de veganismul ăsta, nu mai suport. Într-adevăr e bun, dar ce nu înțeleg oamenii ăștia, că nu neapărat că treci pe plantele alea te face mai bine, că renunți în primul rând la mezeluri, la antibioticele din carne, la carnea toxică care o cumperi din supermarket, că dacă v-am zis, dacă ai mâncat carne în combinația potrivită cu legume și cu carbohidrați, te simți excelent și nu te îmbolnăvești, nu faci nici cancer. Că n-ai cum, dacă te miști, normal să mănânci de toate și fructe, dar e o prostie când te gândești că dacă ești vegetarian, ești mai sănătos ca unul care mănâncă o dietă echilibrată cu carne. Carne sănătoasă. O tâmpenie. Așa, și am mers acolo și normal am vorbit iar cu medicul de diabet. A zis că mi-a zis așa, că dacă nu slăbeam, că slăbisem de la 96 de kilograme, nemai mâncând, chiar și cu metabolismul meu căderat, nemai mâncând așa mult timp, ajunsesem la 74 de kilograme. Slăbisem 20 de kg, glicemia era identic ca la 96 de kilograme. Ceea ce nu înțeleg, dacă ar fi fost diabet de tip 2, ar fi trebuit să se vadă o modificare după 20 de kilograme pierdute. Ar trebui să se vadă, pur și simplu, pentru că așa funcționează celulele noastre. Rezistența la insulină, când slăbești, se sensibilizează celula și mai bună glicemia. La mine era exact la fel, 96 sau 72, 74, niciun fel de diferență. Și mi-a zis că dacă n-aș fi slăbit, aș fi făcut diabet, ceea ce e total fals, pentru că slăbisem și eram la fel și acum am îngreșat iară 10 kg și e tot la fel, nu s-a schimbat nimic. Și în cazul meu este diferit, este altceva. N-a înțeles nimic, din păcate doctorul de acolo avusese un caz în familie cu depresie care era să moară, cine știe ce o fi avut și amărâtul ăla și l-a luat acolo la clinică, a ținut aproape 3 luni, fusese la psihiatrie, internat nu știu cât timp și era să-l omoare. Cu pastilele lor, când l-au ținut acolo nu știu cât timp, iar după câteva săptămâni începuse să vomite pur și simplu ghemuri de pastile închegate în el și ce avea, vă dați seama ce băgaserea în ea acolo. Și au reușit să-l pună pe picioare cu dieta, dar în cazul lui nu avea problemele mele, era cu totul altceva. Însă el, având experiența asta cu depresia, inevitabil a crezut că depresia a fost problema, dar încă o dată vă zic, depresia nu apare dacă e sănătos, dacă funcționează totul cum trebuie în tine. Nu faci depresie severă, că ești un pic necăjit, că ești supărat, dar n-ai cum, pentru că corpul tău vrea să trăiască, cele tale vor să trăiască, așa suntem programați. Și dacă îți moare toată familia, Doamne ferește, e foarte greu și e foarte greu să treci. Bine, am dat un exemplu prost, nu chiar așa departe, că sunt cazuri în care nu mai... Mă refer la altceva, îți pierzi casa, îți pierzi afacerea, îți pierzi toți banii, îți pierzi tot ce ai. Găsești putere să mergi înainte, e supărat câteva luni, e supărat, le ții minte, le ai cu tine acolo ca o greutate pe suflet, dar mergi înainte și ai putere zâmbești, nu faci depresie. Deci depresia apare din cauza unor probleme în corpul tău. Sunt convins de treaba asta după experiența prin care am trecut și toate cazurile care am avut, nu am niciun fel de dubiu, iar medicii știu treaba asta, sunt sigur că majoritatea știu treaba asta, însă cumva încearcă să te liniștească cu pastilele astea,
Ceea ce e o mare porcărie, pentru că se joacă ca la loterie. Cum a fost în cazul meu, am luat stimuloton și anxia și tot ce mi-au făcut mi-au dat dependență. Și în loc să eram de 10 ori mai speriat cu pastilele alea decât fără ele. Deci, dacă nu ți le nimerește, te fac de 10 ori mai rău. Și efectele sunt de durată, deci nu scap repede. Mai ales dacă ai un corp care nu mai știe să își curețe limfa, nu mai știe să funcționeze cum trebuie, vă dați seama. Da, și am ajuns la Ergelia. Acolo toată dieta era bazată pe gluten. Dimineața cereale care doar o grămadă de gluten, la prânz foarte multă pâine. Deci în prima, am zis să încerc, prima masă dimineață ceva îngrozitor ce experiență am avut. Deci pentru mine dimineața e foarte greu. Creierul meu se trezește mult mai greu ca la un om normal. Îmi trebuie câteva ore, 4, 5, 6 ore să pot să vorbesc cât de cât și să mă compor cât de cât normal. Așa într-o stare de amorțeală, de parcă încă dorm. Parcă. Sunt foarte, foarte sensibil la zgomote, la mișcare și la lumină, mai ales dimineața. Pentru mine, când programa la 6, programa bun, era gândit totul bine. Pentru un om care are, nu știu, un prediabet sau un diabet, ceva extraordinar la clinica aia, să te pune pe picioare. Și m-am trezit dimineața la 6, maică mi-a adus, când mama a fost, m-a dus de mână, acolo de-abia mă mișcam. Și dimineața am zis să mănânc, să fac cum zic ei, am mâncat cereale cu lapte de soia sau lapte de ceva in sau mai știu. Deci reacția a fost atât de agresivă la mâncare, de a trebui să fug din sala de mese și să vă mai zic că eram, auzeam absolut toate zgomotele, toate lingurile din sala de mese, toate vocile. Deci am crezut că mor, nu mai suportam, veneam să-mi bag capul într-o pungă de plastic să plec de acolo. Normal că arătam normal, arăt ca acum și acum vorbesc și nu se vede că aproape nebun și atât de amețit de nu știu ce fac și nu se vede. Vezi doar cum vorbești și îți pur și simplu parcă halucinez, parcă nu sunt aici, parcă nu sunt corpul meu. Ah. Și după porția aia de gluten și de cereale, am ieșit afară, m-am pus pe o bancă și am început să plâng, nu mai suportam. Și atunci, în prima zi, normal, continuu, mama, toți pe acolo m-au încurajat, ei au fost foarte cum se cade, n-am ce zice. Hai să continuăm, la prânz iară pâine, m-au încurajat că mănâncă 4 felii de pâine, pâine cu, mă știu ce era pe acolo, salată, mâncarea era ok, era foarte bună, dar pentru mine, mai ales glutenul e... Și după a doua masă n-am mai putut, am zis că nu mai mănânc, n-are rost, că muream, deja am început să am dureri de la gluten, acea neuropatie de suprafață, am zis la maică mea că nu mai vreau să stau, vreau să plec acasă, corpul meu, ce face aici? Și acolo o femeie foarte cum se cade, deci în toată experiența de până atunci întâlnit sunt doar brute, cu excepția doctorului de la Breakspeare. Doar oameni pe interes, doar oameni care nu le păsau, oameni fără frică de Dumnezeu, oameni de rahat, ca să zic așa. Și acolo o femeie cu fica lui Dumnezeu, cum pot zic altfel, doamna Elizabeta, dacă vede filmul, vă mulțumesc și acum, m-a văzut cât eram de supărat și m-a simțit și a venit și a vorbit cu mine. Deci femeia asta nu e foarte inteligentă și înțelege multe lucruri și a scăpat mulți oameni de probleme. Însă a mea e diferită și nu s-a mai întâlnit cu așa ceva. Și a încercat să mă ajute, a venit și am ajuns la concluzia să postez 9 zile fără doar apă, cu puțină lămâie ca să nu... Și m-am pus pe postit. Deci nu vreți să știți, era bine că într-un fel că nu mai mâncam și nu mai aveam modificări, eram într-un fel constant, adică nu se prea schimbau prea multe mine. Ca și eram cam la fel toată ziua, nu aveam stare după ce mănânc 2 ore să-mi varză și după aia de ce rup caruselul ăsta roller coaster. Era cât de cât stabil, însă energie era zero, deci nu puteam să mă mișc, mi-era greu să mă duc la baie. Eram tot timpul hipoglicemic, deci glicemia era undeva la 60 și inima îmi bătea foarte, foarte greu, simțeam că mai avea un pic și exploda, pur și simplu. Nu, deci corpul meu nu mai știe să funcționeze nici cu glucoză cum trebuie, nici cu corp cetonici, nici cu grăsimi. În 7 zile a fost oribil de greu pentru mine, nu pot să vă descriu, deci cred că am fost aproape de moarte atunci. În 7 zile de post, sau cred 7 sau 8 zile, nu mai știu, am slăbit 100 de grame. Ca să vedeți ce metabolism am. Deci am avut 73 sau 74 de kilograme, nu, 73 de kilograme, iar după 7 sau 8 zile de post cu apă și cu lămâie, am avut
72-900 de grame, deci nu venea să cred, pur și simplu nu venea să crezi, cum Dumnezeu, cum se poate? Nici acum nu-mi explic. Și după 7 zile am decis să încep să reintroduc mâncare, am început cu sucuri verzi, era reacție nu foarte violentă, am zis hai că merg pe drumul ăsta și încerc și încerc și încerc, am mai stat 2-3 zile acolo, am început să-mi introduc în mâncare anumite grâne, anumite și deja a început, nu mai era bine. Dar am decis ca o lună de zile să mănânc așa cum mi-au recomandat ei acolo, deci toată dieta era bazată pe gluten. A fost o lună, cred, printre cele mai grele luni de până atunci. Deja din cauza glutenului, durerea pe mâini și pe picioare era atât de puternică, de dimineața când mă trezeam îmi trebuiau câte 2-3 ore ca să pot să-mi îndrept picioarele și să-mi le îndoi. Mușchii deveniseră țepeni, simțeam în permanență această neuropatie pe picioare și pe mâini, iar după vreo 2-3 săptămâni începusem să am dureri în interior, deci simțeam un fel de semipareze, îmi simțeam la propriu mușchii, nervii pe mâini, ramificații nervoase, deci o senzație oribilă, cred că e cel mai oribil lucru care simți până atunci. Vedeam cum paralizez, eram conștient, nu mă credea nimeni, puteam să zic orice, deja urlam pe aici de durere, mergeam sus în pădure să nu mă audă nimeni și urlam ca prostul, neputința și suferința. Iar după o lună de zile m-am hotărât să mă opresc pentru că nu mai puteam de durere, deci nu avea niciun sens. Nu vă mai zic cum aveam capul, deci mâncam dimineața câteodată budincă de grâu sau de hrișcă sau de pe lângă când creștea glicemia, reacțiile erau oribile. Deci am avut momente după ce mâncam pur și simplu, intram într-un fel de hipnoză, parcă nu mai eram în corpul meu, nu mai... Vorbeau cu mine, nu înțelegeam nimic, parcă eram într-un vis, când vezi filmul acela de totul în reluare și se aude cam așa ceva eram, deci eram, Doamne Dumnezeule, deci... Nu, mă opresc aici, e foarte greu să-mi aduc aminte de chestiile astea. Foarte greu și e greu să povestești, e alt lucru să le trăiești, deci stau lângă mine, soția, sora mea, părinții și mă văd cum mă chinui în fiecare zi, v-am zis, nici măcar 5%, ce 5%, 1% nu înțeleg cât e de greu să fii atât de obosit în permanență, să te doară capul de 3 ani de zile în permanență, doar se schimbă felul în care te doare, să ai problemele neurologice atât de severe, mi-e și frică să merg să fac un remene acum. Mi-e frică să merg să fac un remene, că dacă văd leziuni, nu o să mai am putere să lupt deloc, mă opresc și e clar că dai leziuni la revedere, mai bine te omori, că mi-e frică de un remene la cum sunt, nu știu dacă o să-l fac. Să trăiești așa zi de zi, treacă ziua fără să faci aproape nimic, deci creierul meu e capabil, toată informația e acolo și codul care scriam înainte ce făceam foarte lucruri foarte complicate în domeniul meu de IT. În continuare reușesc să țin afacerea asta pe picioare, e incredibil de greu. Deci toată informația acolo, dar nu pot să o accesez, nu pot să o folosesc. E ca și cum vrei să faci probleme de matematică când ești mor de beat. N-ai cum, nu poți, nu te lasă creierul, cam așa sunt eu. Lucrez în secvențe de 10 minute, după care iau pauze și mă bag capul în perină. Ca să reușesc să produc ceva bani, pentru că am stricat tot ce am... Da, aș vrea să închei, nu știu, să închei povestea asta incredibilă, este aproape imposibil de povestit în cuvinte prin ce am trecut și toți care au boala Lyme și care li se, practic, se distruge sistemul imunitar și digestia, pentru că asta e cea mai mare problemă, trec prin același coșmar, doar că toți suntem diferiți, deci toți acuzăm aproape aceleași simptome, cel puțin cele neurologice sunt
foarte, foarte asemănătoare, însă sunt anumite diferențe. În cazul meu, această problemă metabolică, care tot timpul mă îngraș cu varză, ca să zic așa, deci orice mănânc se pune pe mine una, două. Alții slăbesc, alții sunt milioane ca și mine în toată lumea, nici unii dintre noi, majoritatea dintre noi, nici măcar nu au puterea să vorbească, suntem marginalizați. Eu sunt norocos cu familia mea pentru că mă iubesc foarte mult și au grijă de mine, practic, mă țin în viață, dar alții nu sunt atât de norocoși, nu sunt binecuvântat și ajung vai de capul lor. Am văzut cazuri de te apucă mila. Te apucă mila, mai bine nu mai zic nimic. Poate credeți, după ce vedeți filmul ăsta, că înțelegeți. Poate ziceți că dacă aș fi în locul tău, aș face așa și aș face așa și aș face așa. Nu aveți idee cât e de greu. Nu vă puteți imagina cât e de greu. Oricât de mult aș încerca să povestesc și să vorbesc, nu aveți cum să înțelegeți. Tot ce puteți să faceți când auziți de boala asta, boala Lyme sau sindrom oboseală cronică, numele ăsta e atât de tâmpit, practic e o boală neurologică, e encefalită mialgică, așa îi spune. Arătați compasiune, arătați cât puteți voi suport, nu judecați. Deci la mine în familie s-a întâmplat o chestie, sora soției mele, am avut o discuție, nu știu cum, și zice, i-a spus că de 3 ani tot moare și nu mai moare. Deci nu există niciun fel pur și simplu, ce se întâmplă? Să zic așa ceva, mi se pare incredibil. Din păcate, boala asta nu este o boală care o duc doar eu, o duce toată familia mea, mai ales soția mea. E o boală care face un rău incredibil celor care te iubesc. În momentul de față, accept situația, accept că s-ar putea să termine viața mea, așa cu toate că e foarte greu, mă lupt cât pot eu. Sunt pe o dietă extraordinar de strictă și chiar și așa progresez și mă duc în jos. Da, cum ziceam, poate credeți că înțelegeți, nu aveți cum și sper din suflet să nu mai treacă nimeni prin așa ceva. Nu știu ce mai pot să zic, sincer. Iau fiecare zi așa cum e, încerc să mă bucur de chestiile mărunte. E rău pentru că nu știu cum să descriu asta. Imaginează-ți că te trezești dimineața de 1000 de ori mai obosit ca seara când te pui în pat și noaptea precedentă când te-ai pus în pat ai niște tinnitusuri, niște țiuituri și vâjituri urechi atât de puternice de nici nu mai auzi nimic. Dacă latră un câine lângă tine sau te strigă soția sau plânge copilul, n-auzi. Auzi numai vâj și țâz și simți că ți explodează capul și când te trezești dimineața, pur și simplu îți ia jumătate de oră să poți să te ridici din pat. Și ești amețit, parcă ai fost la un chef și ai băut 10.000 de sticle de vodcă, te-ai îmbătat ca un porc, te ustură ochii, te dor picioarele, mâinile, te doare capul, tot felul de dureri, nu vezi cu un ochi, nu mai simți gustul, nu mai auzi cu o ureche, vezi dublu, vezi în tunel, nu mai vezi, vezi alb. Te duci într-o parte când mergi la baie, după care vine masa și după ce mănânc toate o iau razna. După ce mănânc pe 2 ore, cam 2 ore durează până cât de cât îmi revin la starea inițială înainte de mese, mă duc și mă mișc. Și este incredibil că pot să mă mișc, probabil din cauza că toată viața mea am fost sportiv. Nu înțeleg cum de pot să tolerez durerea asta, pentru că să faci exerciții în halul meu odată, că sunt tot timpul, mă simt ca și cum aș fi hipoglicemic. Mai ales după ce mănânc, ba, 2 ore după ce mănânc. Deci n-am, pur și simplu, ca și când simți că mor de foame, simți nevoia să pui ceva în gură, altfel simți că mori. Și eu mă duc și fac tracțiuni și genoflexiuni și încerc să alerg și este incredibil. Îmi doresc să mă fac bine, mi-am dorit de prima dată, însă n-am avut suport. A trebuit să treacă 3 ani, aproape 3 ani, ca să ajung la un medic, nu doar că m-a crezut, și care mă ajută, datorită lui și familiei mele, sunt în viață, altfel aș fi fost mort. Mor în niște chinuri de neimaginat.
De simptomele sunt incredibile, peste, eu personal am peste 80 de simptome, toate majoritatea neurologice și energetice. Te duci și îți faci analize și toate analizele bune. Ce mi se pare incredibil, din nou, toți care trec prin asta, deci am teste specifice pentru Lyme care arată că am clar bacteria în sânge și tot se pune problema că nu am Lyme și tot se zice că poate nu Lyme e problema ta cea mai mare. Nici eu nu mai știu să cred. Probabil că nu bacteria în sine este cea mai mare problemă, însă ce a făcut în interiorul meu este un dezastru general. Deci am ajuns pe boală autoimună mai rău ca cineva care a scleroză multiplă. Se pare incredibil și toți pleacă cu aceeași poveste. 90% timpul verii se întâmplă treaba asta, între primăvară, vară la început de toamnă. Ai o răceală, de simți că ai o răceală 4-5 zile, ești varză, n-ai, nu scurge nasul, nu scurge nimic, doar simți că ca și cum ai avea o gripă. Și după care viața ta nu se schimbă, nu mai ești la fel. Și te tot duci în jos, te tot duci în jos, te tot duci în jos. Sunt cei norocoși care nu au probleme serioase cu digestia și poate să se revină cu o dietă strictă și cu program corect de somn, de trăire. Sunt cei în categoria mea care se distruge la propriu digestia și orice introduci în sistemul tău e o travă pentru tine, practic, care e nasoală treabă. Dacă nu aș fi avut acces la vaccinurile astea, care le au acum, care într-un fel neutralizează reacțiile astea autoimune, nu toate, pentru că sunt prea varză, dar o parte din ele, sunt convins că aș fi murit, pentru că înainte să ajung la Breakspear să fac vaccinurile astea, făceam alergii cu fiecare masă și nu mai mâncam decât ovăz și banane, atât, altceva nu mai puteam spune în gură. Și de la alea începusem să fac alergii, se vedea pe piele, ce simțeam înăuntru nu se mai pune. Da. Este cea mai brutală boală posibilă pe care poți să o ai, pentru că este un criminal încet, nimeni nu te crede. Depresia care o faci este extraordinară, deci nu cred că există altă boală pe lumea asta care să-ți cauzeze o depresie atât de severă. Deci nu mai vrei să trăiești, nu mai vrei să-ți durează, unii își revin mai repede, mi-au trebuit 3 ani ca să mai am momente depresive, pentru că ești bolnav tot timpul, te simți că mori în fiecare secundă, însă accept situația și încerc să lupt. Dar depresia este ceva de nedescris și nu este o depresie care să o poți controla cu pastile, vreau să subliniez treaba asta. Te duci la orice medic, neștiind ce ai, te trimite la psihiatru. N-au ce să-ți facă psihiatrii, tu ești varză înăuntru, ai o infecție în creier, cine știe pe unde e. Ai un sistem imunitar care nu mai funcționează și e dereglat și te atacă pe tine și e dezorientat. Ai probleme de tot felul de probleme mai ciudate ca alta și ce poate să-ți facă o pastilă? Deci sunt foarte, foarte furios când vine vorba de psihiatrie. Nu mai vreau să vorbesc de asta, însă să vă fie rușine, medici psihiatri, pentru că toate cazurile cronice ajung pe biroul vostru și vă bate joc de noi. Mai bine ați în pace să murim, decât să ne dați căcaturile voastre. Și să spuneți familiei că avem probleme și că suntem supărați. Eu în cazul meu, ce Dumnezeu, eu chiar când, înainte să mă bolnăvesc, am avut tot. Aveam foarte mulți bani, aveam tot ce mi-aș fi putut dori, soție, copil, prieteni, familie. De ce este ce faci depresie? De bine ce ții? Însă așa e medicina ziua de azi, cum am zis, nimeni nu, nu, medicii nu știu să spună nu știu și uită că ce citesc ei în cărțile alea s-a descoperit, spună nu știu și majoritatea invențiilor s-a descoperit sau s-au descoperit, s-au inventat spunând înainte nu știu oare cum să fac asta, oare ce se întâmplă. Am văzut astăzi niște cazuri, fiind acasă toată ziua, n-am ce să fac, mai lucrez cât pot, cât 2-3 ore pe zi, 4 ore pe zi lucrez ca să, adică pot să scriu cod așa cât de cât și în rest mai ascult în căști ca să n-au tinnitusurile să mai uit de una de alta, mai ascult povești de pe internet. Deci am văzut niște mizerii de nu vă vine să credeți. Femeie, 7 ani de zile s-a chinuit să explice cum se simte și au internat-o în spital de psihiatrie, familia, pentru că te duci la medic și nu mai te mai crede, nici familia nu te mai crede, nici mai vrea să te audă că te plângi, pur și simplu vrea să tași din gură, vrea să zici că ți-e mai bine. 7 ani de zile a fost, vai de curul ei, și a ajuns la un moment dat de nu mai putea să înghită, avea dureri îngrozitoare de stomac, cum ajungea,
mâncare în stomac, simțea că moare, deci urla de dureri. Normal, i-a făcut analize, nimic. Stomacul curat, intestinul curat. Incredibil. În fel ce se întâmplă și cu mine și cu alte milioane ca mine. Nu, ce au făcut? Au internat-o la psihiatrie și aproape au omorât-o. Când au văzut că n-au ce să-i facă, au trimis-o acasă. Acasă a ajuns să ne mai putem să mănânce nimic după câteva săptămâni, nu știu exact ce s-a întâmplat, deja era gri. Se schimbase culoarea gri și probabil că dacă ar fi mers din nou la medic, ar fi trebuit să dau psihiatru, ceea ce mi se pare cel mai scârbos lucru din lume. Dacă nu știi cum să mă ajut, măcar lasă-mă în pace. Spune, bă, te cred, nu știu ce să-ți fac, caut în altă parte sau du-te acasă, nu am ce să-ți fac. Dar preferă să te trebuie să nu, să zic că nu știu și în fine are insist pe treaba asta. Ideea că femeia asta până la urmă găsit ajutor la o clinică, era din Statele Unite, mii de povești, mii care sunt spuse pe net, cine știe câte milioane care nu pot să vorbească, nu pot zică nimic în cazul cu chestia asta. Și au salvat-o între ghilimele cu un tub, i-au băgat un tub pe nas și au făcut bypass între stomac și între intestin, să nu mai atingă mâncarea stomacul și dă mâncare predigerată cu enzime, tot ce trebuie ca să poată să trăiască și s-a pus pe picioare și are speranță, cu toate că e foarte greu, vă dați seama, însă are speranță, are familie, toți vrem să trăim, pentru că ne iubim familiile, ne iubim copiii, ne iubim părinții, ne iubim surorile și vrem să fim lângă ei cât mai mult. Deci mi se pare incredibil ce mi s-a întâmplat și să vă spun, nu repet, nu sunt singur și dacă acum, în momentul ăsta, mă ajunge din nou la este boli infecțioase la străinul Cercei și aș zice treaba asta și aș arăta toate cazurile, nu m-ar crede. Sau m-ar crede până la un punct, dar nu ar ști cum să mă ajute, pentru că în cazul când deja ești în fază cronică și avansată, corpul nu mai funcționează, degeaba de antibiotic, faci mai mult rău. Eu personal am încercat acum recent, acum câteva luni, pentru un parazit, niște antibiotic slab. Și mi s-au blocat digestia de tot, 4 zile n-am avut scaun, de la nimic, de la ceva banal. Imaginează-ți cum ar fi să iau cocktail de antibiotice care te fac pilaf. Mi-aș furtuna. Dar nu știu ce se va întâmpla, mă zbat în fiecare zi. Sper măcar să-mi văd copilul mare. Sper să pot să mai realizez ceva cu viața mea, nu știu. Sper să mă poată ajuta medicii și familia mea să mă lase să fie alături de mine. Nu pot să zic decât că iubesc foarte mult pe toți. Le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și ei știu că nu eu sunt de vină, pur și simplu devii prizonier în corpul tău. Devii prizonier în corpul tău și nu găsești ajutor niciunde, trebuie să mergi până în Palestina, ca să găsești un medic care să te creadă să încerce să te ajute, pentru că ești într-un punct în care nu mai știi cum să te ajuți. Eu eram spălat pe creier cu dieta vegană. Eram spălat, eu nu acceptam că cu carne aș fi putut să mă fac bine și de când am început să mănânc carne, sunt mult, mult mai bine față de cum mâncam înainte orez și mizerii cu gluten și mai știu eu ce. Nu se poate face comparație. Când am mâncat o dietă vegană care era considerată foarte, foarte sănătoasă, am fost aproape paralizat și pe o dietă cu fructe, practic, acolo m-am distrus. E foarte greu să-ți mai revii odată ce ai intrat în iad, nu mai funcționezi cum trebuie, ai dureri, nu mai poți să gândești, să te mai pui pe cum să zic, pe un, nu găsesc cuvântul, pe un fel de echilibru, ca să zic așa, ca să poți să mergi înainte, să nu progresezi atât de repede și să încerci să te ajuți, să nu mai poți. Din cauza asta, aveți grijă ce vedeți pe YouTube și toate cazurile care le-am văzut care s-au făcut bine cu boala Lyme, care au avut probleme digestive, s-au făcut bine pe o dietă paleo, nici într-un caz pe dietă vegetariană. Multe legume, fructe cu cantitate moderată și cu puțin zahăr și carne albă și ușor de digerat. Toți. Nu s-au făcut bine cu fructe și cu... Care nu au probleme digestive, e mai simplu, pentru că acolo poți să te hrănești și... E mult mai, între ghilimele, mai simplu, pentru că au fost care au murit și n-au niciun fel de problemă digestivă. Fiecare zi e un iad.
Nu-i doresc la nimeni așa ceva. Fiecare zi, dimineață până dimineață. Și noaptea când dorm tirul. Da, dacă ați reușit să vedeți tot video-ul ăsta, nu știu cât e, pentru că am făcut pe mai multe părți, multe n-am putut să zic. Nici n-aveam cum să zic, n-aveam cum să explic, dar am încercat cât am putut eu de bine. O să încerc să mai pun videouri pentru că lumea trebuie să știe de treaba asta și în România, pentru că în România nu se știe aproape nimic și cei care au avut și s-au făcut bine nu mai vreau să vorbească, încă o chestie mai zic și atât. În primul an, când mi-a venit testul pozitiv de Lyme, am vorbit cu cineva, cu un domn Silviu Guranda, care a avut și aproape a murit din cauza ei. Și ce mi se pare scârbos este că odată ce te vindeci, nu mai oferi ajutor celor care au probleme. Deci am spus povestea mea, i-am spus povestea cu problema cu mâncarea. Din păcate, când tu nu ai avut problema cu o problemă așa, una care n-a avut-o el, nu poate să se conecteze la ei. Se pare ceva simplu, adică ai probleme cu mâncarea. Lasă că eu am mâncat, beau suc de morcov și suc de țelină și m-am făcut bine. Dacă beau suc de morcov, suc de țelină, mă ia naiba. Înțelegeți? Deci toți suntem diferiți și trebuie să înțelegem treaba asta și cum ziceam domnul ăsta, Silviu Guranda, nici măcar nu mi-a trimis 2-3 mail-uri și pe gata, o să-l las în pace că el nu mai are timp să ajute pe nimeni, că trebuie să-și vadă de viața lui. Având în vedere că a fost în iad și înțelege foarte bine ce se întâmplă cu mizeria asta și cât de mult rău se face și unde ajungi, ar fi trebuit să arate o altă compasiune. Ah. Nu cred că ajunge. Aveți grijă cu o chestie, vreau să mai zic tot asta spun. Aveți grijă cu mâncarea, pentru că rafturile din magazine toate sunt pline cu mâncare, cu otravă. M-a întrebat cineva, pentru pe mine, soția, că soția întreba de ce bei cola și Fanta, pentru că e foarte toxică și... Păi cum, că eu credeam cola și Fanta e sănătoasă, deci mi se pare ireal că lumea în ziua de azi nu înțelege că bolile care le avem le facem datorită mâncării. Poate zici, da, dar eu mă simt bine de la cola, eu mă simt bine de la slănina mea cu pită și cu usturoi sau mai știu ce, hai că aia măcar e din grădină de la tine, știi cum e, da? Mă refer la mâncarea procesată, la mezeluri, la sucuri, la tot felul de prăjiturele și de căcărele, tot felul de euri și X-uri și... Vine ziua în care plătești nota de... Vine nota de plată. Vine nota de plată la toți, să nu credeți că scăpați. Nu mai beți porcării, nu mai mâncați porcării, gătiți-vă mâncarea voastră, intrați în contact cu mâncarea, pentru că mâncarea nu e doar mâncare, nu e, e ceva incredibil ce se întâmplă noi după ce mâncăm, e pur și simplu e divin, e magic, e... Și nu e păcat să ajungi, cum sunt și eu la vârsta mea, practic sunt praf și pulbere, încerc să mă regăsesc, să ajungi așa din cauza mâncării. Puteai să fii atent. Și eu înainte de fructe am mâncat de toate. McDonald's și toate tâmpenile. Cum v-am zis, nu-ți dai seama pentru că nu înțelegi. Când mănânci și scade bine, simți că scade bine, nu te gândești că s-ar putea într-o zi să plângi. Faci cancer sau diabet sau mă știu ce mizerie. Aveți grijă ce mâncați. Și aveți grijă de voi. Da, cam atât.